Bene. Bună ziua la toată lumea! Hristos a înviat, sănătate pentru toți! Să trăiesc, domn profesor. Bună ziua! Mulțumim asemenea! Dorim succes la simpozion, să meargă, să, cum spune, ca pe unt. Așa să ne ajute Dumnezeu! Bun. Dacă până aici, da. Microfonul este pornit. Dezactivează microfonul. Închideți. Bună ziua, colegi! Bună ziua! Bună ziua, vă spun și eu!
Bună ziua tuturor, celor care s-au înregistrat deja.
Bună ziua! Să știți că v-am creat cont, Florin a creat cont de mail. Nu știu, o să vă dăm și dumneavoastră ca să-l aveți. Da. Țineți-l la dumneavoastră, să zic eu. Okay. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Dacă te-ai putea la urmă,
eram fără. Bună dimineața, colegi! Bună ziua, doamna ministru! Bună ziua tuturor, stimați colegi! Îmi permiteți să dau undă verde, cum se spune, să deschidem manifestarea noastră științifico-didactică, socio-psicopedagogică și culturală a evenimentului pe care Institutul de Științe Educației îl organizează astăzi, împreună cu sau în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați, România, cu Universitatea Națională Pedagogică din Kiev, Ucraina, cu Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chișinău și cu Universitatea de Stat Bogdan Petrecehu Cașteu din Cahul, Republica Moldova. Vreau să menționez că la acest eveniment mai participă încă și Inspectoratul Școlar Județean din orașul Iași, România, și Casa Corpului Didactic din același oraș. Stimați colegi, evenimentul de astăzi comportă o semnificație majoră în arealul științifico-didactic, psihopedagogic, cultural și de cunoaștere, dat fiind că în acest an Institutul de Științe ale Educației aniversează 80 de ani de la fundarea sa. În acel ianuarie friguros 1941 a fost inițiat un institut al învățătorilor cu implicare în pregătirea și formarea cadrelor didactice din sistemul de învățământ. Iată, din acel moment, institutul a fost unica instituție în arealul acesta al nostru care a elaborat, a conceptualizat, a implementat programe, concepții, strategii, metodologii și așa mai departe, pentru ca școala noastră să persevereze spre o calitate eficientă și de durată. Evenimentul de astăzi se axează pe profesionalizarea cadrelor didactice. Deci aceasta este una dintre axele esențiale ale instaurării calității și eficienței sistemului și procesului de învățământ și noi credem că autorii materialelor care au fost prezentate pentru participarea la acest forum vor adăuga o plus valoare în acest domeniu și credem că procesul și sistemul acesta de formare profesională inițială și continuă a cadrelor didactice va lua o nouă amploare și se va situa pe alte dimensiuni. Stimați colegi, ne pare foarte bine că împreună cu noi îi avem ca oaspeți de onoare pe doamna doctor habilitat, conferențiar universitar, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Lilia Pogoșa, pe rectorul Universității Dunărea de Jos din Galați, România, doctor profesor inginer Puiu Lucian Georgescu, și pe domnul rector al Universității de Stat din Tiraspol cu sediu la Chișinău, doctor profesor universitar Eduard Coropcean. Acum îmi permiteți ca să îi ofer cuvânt de salut doamnei ministru Lilia Pogoșa. Stimată doamnă, vă rugăm. Microfonul. De ce nu deschide acel microfon? Este? Ce?
Colegi, scuze, am avut unele deficiențe tehnice. Acum mă auziți? Domnul Vicol? Acum, doamna ministru, da, auzim. Totul bine, da? Mulțumesc! Stimați participanți la simpozionul pedagogic transfrontalier, dragi colegi, salut întreaga comunitate științifică și pedagogică, toți participanții la simpozionul transfrontalier cu genericul profesionalizarea cadrelor didactice, tendințe și realități sociopsihopedagogice, eveniment foarte important organizat de Institutul de Științe ale Educației în contextul celor 80 de ani de activitate. Eveniment tradițional organizat în fiecare an, iar în acest an 2021, în contextul unor parteneriate eminente cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Institutul de Pedagogie, Academiei Naționale de Științe Pedagogice al Ucrainei, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat Bogdan Petrececu HD. Un rol esențial în reformarea sistemului și a procesului educațional îl au resursele umane, dat fiind că educația și înnobilarea spiritului nu reprezintă o preferință sau un accesoriu gratuit în evoluția omului. Nevoile înalte probează într-un anumit fel gradul și esența aspirațiilor la care au ajuns indivizii și societățile la un moment dat, iar necesitățile, trebuințele noastre se rafinează dând expresie idealurilor de libertate și de performanță socioprofesională și socioculturală. Tendințele societale demonstrează necesitatea extinderii cercetărilor științifice în aspectul sociopsihopedagogic, orientate spre resursa umană și valorificarea abilităților de personalitate. Astfel, în acest context, unele dintre problemele societale se referă la deficitul locurilor de muncă, dezvoltarea economică ineficientă și nefavorabilă a mediului rural, capacitățile instituționale și organizaționale reduse, excluziunea socială din cauza pierderii sau a imposibilității angajării în activitatea de muncă, migrația cetățenilor la nivel național și mondial în scopul identificării unui loc de muncă, a unor oportunități de studii sau a reintegrării familiei, schimbările vertiginos de negative în dinamica populației și tranzacția demografică a generațiilor ce a contribuit la îmbătrânirea populației, diversitatea colectivă și interumană în societate și adaptarea, integrarea socială a persoanelor defavorizate pe criterii discriminatorii. De asemenea, adaptarea și direcționarea sistemului educațional la noile abordări societății contemporane cu configurația educației adulților. Acestea sunt doar unele dintre problemele societale identificate, pe lângă cele care, de fapt, influențează procesul educațional. Realitatea contemporană demonstrează că rolul școlii nu numai că nu s-a diminuat, ci a devenit tot mai complex. Astfel există un șir de probleme ce vizează statutul profesorului în societatea de astăzi. Printre acestea enumerăm următoarele. Schimbarea atitudinii față de serviciile educaționale prestate, nivelul scăzut al profesionalismului unor pedagogi, produsele activității educaționale fiind de o calitate ineficientă. Profesia de pedagog a devenit una neprestigioasă, iar lipsa diagnosticării candidaților pentru învățământul cu profil pedagogic devine o problemă tot mai evidentă. Teza fundamentală pe care o dezvoltă simpozionul pedagogic transfrontalier organizat de Institutul de Științe ale Educației, profesionalizarea cadrelor didactice, cu particularitățile pe care le precizează autorii articolelor inserate în ședința plenară și în ședințele pe secțiuni, semnifică un mijloc sau poate un factor esențial pentru educație. Dar pentru a juca un rol eficient atât în educație cât și în general în viața socială, trebuie ea însăși, profesionalizarea, să fie supusă procesului educativ și anume în mod continuu, adică nu numai în cadrul formării inițiale, ci și după finalizarea acesteia, deci pe întreg parcursul vieții. Ori profesionalizarea cadrelor didactice
este vizualizată prin prisma anumitor proiecții dinamice și deschise. Cadrul motivațional de formare profesională continuă rezidă în profesionalizarea carierei didactice și crearea elitei pedagogice în Republica Moldova. Aceasta, la rândul său, favorizând ameliorarea calității și eficienței sistemului educativ. În mod curent, formarea profesională continuă a personalului didactic reprezintă un ansamblu de activități și practici care cer implicarea acestuia în vederea lărgirii orizontului de cunoștință, perfecționării abilităților didactice și a competențelor profesionale și creării unei atitudini novatoare profesionale. Formarea profesională continuă implică astfel procesualitatea și, în atare accepție, procesualitatea vizează calea de profesionalizare, pedagogizarea și psihologizarea carierii didactice. În sensul acesta, în vederea sporirii calității procesului de formare profesională continuă, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării apreciază implicarea Institutului de Științele Educației în identificarea și implicarea pe parcursul deceniilor a unui nou demers al activităților de curs și extracurs, și anume corelarea cercetărilor științifice în științele educației și științele sociale și implementarea rezultatelor acestora în predarea propriu-zisă a cursurilor de formare continuă. Profesorii cercetători țin prelegeri, desfășoară activități practice în sălile de curs, aducând formabililor un real beneficiu științific. Se desfășoară astfel o actualizare concretă a investigațiilor, cercetărilor în acte practice, ca și pentru formabil. Acest demers reclamă realitatea că formarea profesională continuă se realizează într-un sistem educațional integral și unitar, aici fiind corelate cercetarea cu didactica, drept criteriu de evoluție, promovarea și perfecționarea în carieră didactică. Este certă realitatea că toate modurile diferite de percepere, de concepere a modelului profesorului ideal este un numitor comun a cel ce relaționează imaginea cadrului didactic, de acțiune de îndrumare, de orientare, de formare, dezvoltare, de educație, având liniile majore de forță, proces, acțiune de conducere, acțiune socială, interrelație umană, set de influențe. Toate acestea solicită proiectarea și implementarea standardelor naționale pentru profesie didactică, acestea fiind drept standarde evolutive complexe, normative și de excelență pentru o carieră didactică dinamică și flexibilă. De asemenea, devine o necesitate imperioasă implementarea sistemului creditelor profesionale transferabile în formarea continuă a personalului didactic din învățământul general. Sporirea calității acestui proces rezidă și în proiectarea curriculară a modulilor de formare continuă pe categorii de discipline, obligatorii, opționale, facultative. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării consideră că Institutul de Științele Educației contribuie substanțial la elaborarea și implementarea acestor deziderate ale timpului. Cu atât mai mult că de la fondarea sa în 1941 și până în prezent, Institutul de Științele Educației semnifică instituția care, în colaborare cu Ministerul de Resort, a elaborat nenumărate concepții, metodologii, reglementări normative privind sistemul și procesul de profesionalizare a cadrelor didactice, formare continuă, calificare, recalificare, studii de master, de doctor, etc. Pentru a spori calitatea procesului de formare profesională continuă, este esențial ca asigurarea acestei formări să fie modernizată și liberalizată. Astfel s-ar deschide posibilitatea tuturor instituțiilor educaționale de a acorda servicii de formare a cadrelor didactice și de a deveni eligibile să prezinte programe de formare profesională și cursuri. Asemenea, instituții ar putea fi universitățile, institutele, academiile, centrele municipale, asociațiile profesionale ale profesorilor. Aceasta va asigura și va contribui la diversitatea programelor necesare pentru îmbunătățirea calității predării. În context, este necesar a fi elaborat un nou concept al programelor de formare a cadrelor didactice.
care să cuprindă un spectru larg de activități, de la înscriere la programe până la participarea la diverse seminare, ateliere de lucru, conferințe, stagii internaționale și naționale, schimburi de experiență. Acestea vor contribui benefic la restructurarea metodologiei de formare continuă și la modificarea sistemului de evoluție în cariera didactică, atât și prin restructurarea gradelor didactice 2, 1 și superior, la gradul de excelență didactică, dar și la reconsiderarea progresiei în cariera didactică prin utilizarea creditelor profesionale transferabile, substituirea criteriului de vechime în profesie cu criterii complexe de natură psihosocio-profesională. În această stare de lucruri reale și mobilizatoare, Institutul de Științele Educației are misiunea de a-și consolida rolul de coordonator al formării profesionale continue prin promovarea și monitorizarea calității întregii formări a personalului didactic într-un mod continuu și sistematic, în special în ceea ce privește impactul ei asupra dezvoltării celor patru componente ale activității personalului didactic: a ști, a face, a trăi împreună, a fi. De asemenea, este imperios necesară urmărirea și evaluarea feedback-ului cursurilor de formare profesională continuă la nivelul clasei, al instituției și al valorilor comunitare. Această monitorizare va conduce la o nouă viziune în procesul respectiv, și anume la conceptul de metaformare a cadrelor didactice, adică la vizualizarea componentei mentale a comportamentului profesional al cadrelor didactice, atingându-se performanța de profesor menta ales. Această vizualizare ar reprezenta evidente semne ale integralității pedagogice, ea materializând un proces de reîntoarcere la natura pedagogică a noilor entități educaționale. Pe această linie de reflecție ar trebui însă să fie realizat complexul de superioritate pedagogică a principiului anticipării în dezbaterile științifico-socio-psihopedagogice ale participanților la simpozion, privind evoluțiile analitice captivante, surprinse prin încercări societale provocatoare de democratizare a educației și promovând idei elegante în identificarea configurației dezvoltării științei pedagogice prin reîntoarcere sau înaintări. În contextul celor expuse, stimați participanți ai simpozionului pedagogic transfrontalier, doresc tuturor discuții și dezbateri incitante. Menționez cu satisfacție că lucrările simpozionului sunt axate pe fenomenul de conștientizare a nevoii de împlinire, de compensație a unei anumite lipse în dinamica dezvoltării și a inovării sistemului și a procesului de formare profesională a cadrelor didactice și a unor răspunsuri la interogațiile paradigmei de profesionalizare a acestora prin fundamentări expuse mai sus, ce asimilează și pune în mișcare provocările minții, acțiunii acelora care îi formează și îi educă pe alții. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în lucrările simpozionului. Stimată doamna ministru, vă mulțumim foarte mult pentru cuvintele speciale adresate institutului și pentru contextul mobilizator al ministerului privind activitatea institutului în această misiune responsabilă și dificilă care se numește profesionalizarea cadrelor didactice. Vă asigurăm că institutul va depune toate eforturile și competențele pentru a fi alături de minister, alături de profesorii noștri, alături de școala noastră. Vă mulțumim foarte mult! În contextul celor menționate de doamna ministru, stimați colegi, aș vrea să menționez că începând cu noua structură a institutului, se are în vedere hotărârea din 1999, deci noua structură înseamnă actualul Institut de Științe ale Educației. Deci iată, începând cu acest an, 1999, la institut au promovat cursurile aproape 85.000 de cadre didactice și manageriale. E puțin, e mult, stimați colegi. Aceasta poate să o spună doar acele cadre didactice care au parcurs aceste cursuri la
Institutul de Științe ale Educației și, în primul rând, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care, în mod vădit, simte, apreciază ceea ce se realizează în școală și ceea ce reprezintă ca profesionalism cadrele didactice. Pe lângă faptul că institutul realizează cursuri de formare profesională continuă, mai sunt și alte activități care se referă la formarea inițială prin studii superioare de master, de doctorat și de doctor habilitat. În acest context, institutul face parte din anumite parteneriate sau acorduri de activitate în comun cu universități și cu alte entități similare lui. Una dintre acestea este și Universitatea Dunărea de Jos din Galați, România. Pe parcursul parteneriatului pe care îl avem împreună cu această universitate, la institut au promovat studiile superioare de master la programul de literatură română mai mult de 150 de persoane. Acestea fiind, în primul rând, cadrele didactice din învățământul general. Pe această cale și pe aceste unde vreau să exprim sentimentul de stimă, de respect și de mulțumire pentru această universitate, că a avut această noblețe și deschidere, pentru cadrele noastre didactice din învățământul general, ca să aibă posibilitatea să, vă zic, să se profesionalizeze și cu atât mai mult, având și o bursă meritorie. Și în acest context îi ofer cuvântul domnului Puiu Lucian Georgescu, rectorul acestei universități. Vă rugăm, domnul rector. Sper că mă aud. Distinsă doamnă ministru, domnilor rectori, estimați participanți la acest prestigios simpozion, care se referă la profesionalizarea cadrelor didactice, tendințe și realități socio-psihopedagogice. Mă bucur foarte mult de prezența doamnei ministru, de faptul că există o atenție clară și practică pe care o dă activităților universităților în general, iar de această, cu acest prilej avem posibilitatea să deschidem acest simpozion și în același timp oportunitatea și onoarea și bucuria să-i urăm domnului profesor Vicol mulți înainte pentru institutul pe care îl conduce, multă sănătate tuturor celor care suntem aici și să ne exprimăm speranța că într-un viitor cât mai apropiat ne vom putea vedea chiar în prezență. Dar până atunci trebuie să ne adaptăm acestor condiții și profesionalizarea cadrelor este o obligație a fiecăruia, dar în același timp și a noastră, a tuturor, mai ales a celor care asigurăm conducerea unor instituții destinate să se ocupe de profesionalizarea cadrelor didactice. Așa cum a zis și domnul profesor Vicol, Universitatea Dunărea de Jos are o largă colaborare cu instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Institutul pe care îl conduce domnia sa a organizat împreună cu universitatea noastră un master care se referă la limba română și dialoguri pluriidentitar, paradigme culturale contemporane. Este important și interesant în contextul actual. Coincidența fericită face ca săptămâna trecută domnul profesor Sorin Câmpeanu, ministrul educației din România, a lansat un proiect de dimensiuni foarte mari pentru resursele umane și care are exact același subiect, adică profesionalizarea cadrelor didactice. Așa cum spunea și doamna ministru, este resursele umane în educație, în tot procesul educațional, începând de la cele mai fragede vârste până la finalizarea studiilor universitare, reprezintă o obligație și este o condiție sine qua non fără de care educația poate să conducă la rezultate de slabă calitate, iar ce iese din procesul educațional,
adică produsul muncii noastre, respectiv elevii sau studenții, cei care termină aceste studii, calitatea lor este foarte importantă și este una din responsabilitățile noastre. Pe de altă parte, întreaga societate va avea condițiile, calitatea și eficiența activității de toate tipurile, economice, sociale, culturale, profesionale, științifice, de toate tipurile, calitatea vieții noastre și a societății umane în general depinde de produsele profesionale ale calității educației. Din acest punct de vedere, mă bucur că împărtășim împreună cu cei care sunt prezenți aici, dar nu numai cu ei, sunt mai mulți din colegii mei de la universitate care sunt implicați în acest proces și nu rămâne altceva decât să îmi afirm încă o dată sprijinul pentru toate tipurile de legături pe care Universitatea Dunărea de Jos le are cu universitățile din Republica Moldova. Să o salut încă o dată pe doamna ministru și să-i doresc mult succes. Să salut rectorii și conducătorii instituțiilor care participă la acest simpozion și la rândul lor, la rândul meu, să le urez mult succes și să-mi exprim încă o dată dorința că ne vom vedea cât de repede. Eu preconizez să fac mai multe vizite în Republica Moldova și sper să am onoarea să mă întâlnesc cu colegii mei de acolo. În același timp, sunt și alte teme de discuție, dar, repet, datoria noastră ca profesioniști, ca manageri de instituții de educație, este una din principalele datorii, este să ne ocupăm de profesionalizarea, profesionalismul colegilor noștri. Încă o dată felicitări pentru simpozion, pentru aniversare și mult succes în continuare simpozionului pedagogic transfrontalier. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule rector. Da, într-adevăr, colaborarea dintre noi, Institutul și Universitatea, pe care cu onoare o conduceți, trebuie să continue, dat fiind că profesorii din învățământul general de la noi solicită programele respective, fiindcă sunt de un mare folos și au o tentă implementare în actul educațional pe care îl realizează la clasă. Vreau să vă spun că aveți profesori de calitate, aceia care vin la noi la institut și predau cursurile respective, deci sunt stimați și au o reputație de maximă apreciere de la masteranți. Stimați colegi, pregătirea cadrelor de înaltă calificare pentru sistemul nostru educativ se realizează și prin studii superioare de doctorat. Institutul face parte, componentă, din școala doctorală care este organizată de către Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chișinău, pe care o conduce cu onoare domnul profesor dr. Eduard Corupceanu și ne bucurăm că facem parte și noi din această școală doctorală, dat fiind că suntem pe aceeași undă. Ne străduim să pregătim cadrele didactice ca să aibă o pregătire vastă, una sociopsicopedagogică și în același timp și culturală. Cu acest prilej oferim cuvântul domnului rector al acestei universități, dr. profesor Eduard Corupceanu. Vă rog, domnul rector. Mulțumesc, domnule director. Stimată doamnă ministru, stimate domnule director, distinși oaspeți și colegi, vin cu cele mai sincere și calde felicitări pentru instituția care în cele 8 decenii de activitate a făurit istoria educației în Republica Moldova. Institutul de Științe ale Educației, prin specificul activității sale, realizează o conexiune armonioasă între învățământul universitar și cel general, între instruire și cercetare, între cercetările teoretice de performanță și experiența practicienilor. Institutul de Științe ale Educației se evidențiază prin calitate și performanță în cercetare pedagogică, elaborarea și promovarea politicilor educaționale. Școala științifică dezvoltată în cadrul institutului a asigurat și asigură sistemul educațional cu specialiști de înaltă calificare, mulți dintre care sunt recunoscuți ca personalități cu idei și inițiative inedite, atât la nivel național, cât și peste hotarele țării. Astfel,
Institutul de Științe ale Educației este primul dintre instituțiile de cercetare din Republică, nu doar în plan cronologic, dar și în studii cu impact direct asupra întregului sistem socioeconomic din țară. Una dintre misiunile fundamentale, așa cum s-a mai menționat astăzi, al Institutului de Științe ale Educației în cele 8 decenii de la fondare, este formarea profesională continuă a cadrelor didactice, domeniul în care instituția este un lider național indiscutabil, influențând în mod direct calitatea serviciilor educaționale. Prin intermediul cursurilor de formare profesională continuă are loc promovarea noilor tendințe în educație, transferul inovațional și crearea unei comunități academici și profesioniste. Cuvintele cheie care le putem asocia cu activitatea Institutului de Științe ale Educației sunt creativitate, inovare, performanță și modernizare. Colaborarea largă a organizației cu instituții din țară și de peste hotare creează premize favorabile pentru schimbul de experiențe și generarea noilor idei care contribuie la eficientizarea procesului educațional. Participarea Institutului în proiecte de cercetare atât naționale cât și internaționale permite valorificarea multilaterală a potențialului uman și acumularea ideilor pentru strategiile de dezvoltare a sistemului educațional. Ne face o deosebită onoare și plăcere să menționăm colaborarea frumoasă între Universitatea de Stat de Tiraspol și Institutul de Științe ale Educației. Acest parteneriat a generat noi idei, proiecte de cercetare comune, elaborări inovative și manifestări științifice cu impact pentru sistemul educațional. Un loc aparte și de mândrie pentru noi în această colaborare revine școlii doctorale comune Științe ale Educației, care este unicală prin fapt că posedă cel mai valoros potențial de cercetători în domeniul didacticilor științelor exacte și al naturii, nu doar în țară, dar și în regiune. Toate realizările frumoase ale colectivului Institutului se datorează, desigur, unui management eficient, școlii științifice de valoare, potențialului creativ de cercetare și deschiderii pentru colaborare. Ne face o deosebită plăcere să fim alături în acest moment frumos pentru colectivul Institutului, să vă dorim cele mai înalte performanțe în continuare și desigur sperăm ca parteneriatul care ne leagă în multiple activități comune să ne aducă noi oportunități în dezvoltare instituțională. Pentru mine personal, Institutul Științe ale Educației prezintă organizația cu care am realizat și voi realiza diverse și frumoase colaborări, iar colectivul instituției este mediul de înaltă valoare academică în care sunt discutate și dezvoltate cele mai performante idei de dezvoltare a sistemului educațional. Universitatea de Stat din Tiraspol, prima instituție de învățământ superior din Republica Moldova, vine cu în acest moment istoric pentru sistemul pedagogic către Institutul de Științe ale Educației, care este primul institut de cercetare din Republica Moldova și unicul de acest sau pe acest profil, cu cele mai alese urări de bine, iar pentru realizările deosebite în semn de recunoștință și apreciere se acordă Institutul de Științe ale Educației medalia Universității de Stat din Tiraspol. Dorim Institutul de Științe ale Educației și colectivului dezvoltare durabilă, idei frumoase și performanțe în activitățile planificate. Desigur că tuturor participanților la simpozion le dorim mult succes și în baza discuțiilor care vor avea loc în ateliere sperăm că atât valoarea profesională cât și experiența personală care va fi diseminată să fie de folos, să fie utilă pentru mediul academic. Mult succes, realizări frumoase și dea Domnul să avem în curând și instituții de cercetări, mă refer la Institutul de Științe ale Educației, care vor avea experiența de peste un secol de activitate. Mulți ani, sănătate și realizări frumoase! Vă mulțumim, domnule rector, pentru generozitatea universității pe care o conduceți cu onoare. Și ne bucurăm pentru aceste sentimente de amintiri plăcute pe care dumneavoastră le-ați expus aici vis-a-vis de colaborarea cu institutul nostru și sigur pentru medalia pe care ați oferit-o institutului nostru și credem că această colaborare pe care noi o avem împreună cu dumneavoastră va dura pentru ca școala noastră să aibă posibilitatea să se inspire din toate produsele științifico-didactice, culturale și sociale pe care noi împreună le elaborăm pentru cadrele didactice din școală. Stimați oaspeți, stimați colegi, acestea fiind spuse,
Ședința cuvântului de salut o considerăm închisă. Vă mulțumim încă o dată foarte mult pentru cuvintele calde expuse la adresa colectivului institutului nostru, la ceea ce realizează institutul ca fiind una, o instituție de cercetare în domeniul educației și în domeniul științele sociale. Și pentru aceasta vă promitem că institutul și în continuare va ține întotdeauna pasul cu ceea ce se numește modernizarea învățământului, modernizarea școlii și implementarea inovațiilor în sistemul educațional. Acum, stimați colegi, procedem la sesiunea de prezentare a comunicărilor în plen. Avem în cadrul acestei sesiuni avem oaspeți din România, din Ucraina, deci vor prezenta comunicări și colaboratorii institutului nostru și de aceea vă rugăm foarte mult dacă aveți amabilitate timpul respectiv să fiți împreună cu noi și la această sesiune de comunicări în plen. Onorată asistență, în cele ce urmează, îi oferim cuvânt domnului Nelu Vicol, doctor conferențial. Ce nu se aude? Îi oferim cuvânt domnului Nelu Vicol, doctor conferențiar universitar, director al Institutului de Științe ale Educației, cu titlul comunicării Școala și cadrele didactice, confruntarea cu educația de calitate și durabilă. Deci. Da, stimați colegi, încă o dată bună ziua. În atenția dumneavoastră, eu voi veni cu un discurs care se referă la o interogație pentru școală și pentru cadrele didactice. Și anume, aceasta, școala și cadrele didactice într-o confruntare cu educația de calitate și durabilă. Deci termenul acesta, eu l-am reflectat asupra următoarelor interogații socio-psihopedagogice și anume, școala și profesorii nu satisfac ori satisfac ineficient expectanțele comunității ale societății. Profesionalizarea cadrelor didactice este situată pe circuite debusolante. Școala încotro. Ce modele implementează? Este stabilită pe ancorele unui azi, pe unul tradițional sau este orientată spre modernitate și postmodernitate? Ca să răspundem la interogația titlului și acestor trei interogații, este necesar să vizualizăm două aspecte ale școlii care au influențat-o pe parcursul existenței sale și care, evident, o provoacă și astăzi și în acest context sunt provocate și cadrele didactice. Deci, prima dintre aceste aspecte o reprezintă școala și cadrele didactice în semnificația adânci ale realității. Deci, după cum alte științe ale naturii au generat și au fundamentat o reflecție filosofică asupra esenței lor, științele ce se ocupă de școală și de profesionalizarea cadrelor didactice au tins să producă o reflecție filosofică specială care să pună în evidență specificul cunoașterii educației. În acest sens, școala, fiind organizație care produce învățare, își pune o serie de probleme filosofice și epistemice referitoare la istoria, la valorile, la direcția, la sensul, la calificarea cadrelor didactice și la semnificația sa pentru om și pentru societate cu extinderea spre umanitate. Una dintre problemele respective este axată pe setul de competențe stipulate în curricula școlare, ce semnifică un randament prea puțin eficient, cu valori întârziate și cu impact social precar, deoarece elevul învață multe teorii, dar nu este capabil să le încadreze valori, să le dea un sens și un rost,
Sensul rodnic al cadrului didactic este vizibil la o lumină slabă a acestei încadrări valorice a competențelor. Școala noastră cultivă concurența și distanța intersubiectivă. Școala îl însingurează pe individ, îi cristalizează inima și îl închide în castelul său de fildeș, expresia lui Eugeniu Coșeriu, îl pune în situația de competiție cu ceilalți, îl ambiționează să fie mai presus față de ceilalți, chiar în majoritatea situațiilor împotriva lui. Dimensiunea comunitară a învățării, prin comuniune și prin compărtășire, este din ce în ce mai firavă, sporește fragilitatea acesteia. Școala a intrat într-o era concursului generalizat. Învinge cine știe sau cine este mai bun. Învățământul liceal actual tinde din an în an să devină unul de masă, impersonal, concentrat pe profit și pe randament. Educația se realizează cu clasa, cu un grup masiv, acceptat la nivel de sistem, cu mai mult de 30-35 de elevi, și mai puțin prin intermediul relației duale dintre un maestru și un discipol. Schimbul uman, personal, pare a fi pus între paranteze. Unde nu există școală, acolo nu există nici cultură. Școala în care profesorul nu învață și el este o absurditate. În toate timpurile, educația a constituit prilejuri de discuții și de abordări sistemice, procesuale și axiologice. Astfel, în cadrul acestora, proiectul axiologic în materie de școală, de educație, se creionează nu numai decât din interior, de către oamenii școlii, cu competențele, dorințele, expectanțele și interesele specifice, dar și din exterior, de către instanțe ce comandă școlii învățământului ce și cât trebuie să facă. Din interior însă lucrurile se pot înfăptui mai bine și în cunoștință de cauză. Interioritatea pune în acord realitatea cu finalitatea, lucrând și funcționând. Exterioritatea alimentează și prescrie sarcini, scopuri, obiective. Din exterior, acestea se pot vedea clar. De aici, o școală, o educație ce nu se adresează interiorității rămâne incompletă și chiar nocivă. Aceasta presupune nu numai o poziționare exterioară, contemplativă, detașată, ci și o trăire pe cont propriu a acestei realități. Realitatea nu trebuie doar știută, ci și ratificată prin intermediul unei angajări existențiale și mentale. Despre durere sau despre iubire poți să afli mai multe dacă le consimți prin proiecții sau trăiere afectivă. În școală, echipa, dacă dorește să își atingă obiectivele, trebuie să știe cu exactitate unde se află ca angajare socioculturală și psihopedagogică și ca realitate, ilustrate în figura de mai jos. Școala, vedeți, este influențată de provocări societale. Acestea se ramifică în solicitările instituționale și comunitare, în recrutarea și formarea cadrelor didactice, un moment esențial privind recrutarea cadrelor didactice. Cine vine și cum vine, ce motivație are pentru a fi om al școlii. Contextul evoluționist al școlii. Nu în zadar am spus că în problematica reflecțiilor noastre sunt două aspecte. Unul care, l-am spus eu acum, interioritate-exterioritate, al doilea pe care îl voi expune puțin mai târziu. Deci, de la contextul ăsta, trebuie să vizualizăm atitudinea mentală a cadrelor didactice în procesul de predare și componenta mentală a comportamentului cadrelor didactice, care acestea vor fi evidențiate în educație de calitate și durabilă. Toate acestea sunt identificate în activitatea cadrelor didactice în prestanța lor umanistică, interioară, mentală, spirituală și profesională. Asupra importanței și statutului profesionalului cadrului didactice se va reflecta mereu, mai puțin la nivelul mentalității profesionale și mai mult la nivelul rețelelor de socializare. Profesionalizarea cadrului didactice este o meserie ce va avansa tot timpul probleme,
să nu uităm că problema principală a școlii o semnifică profesor. Deci e vorba aici despre probleme în sens negativ, în sens pozitiv. Problema din, cuvântul problemă din limba greacă înseamnă o sarcină pe care o arunci înaintea activității tale și de care ești responsabil ca să o realizezi. Deci nu doar în sens negativ se evaluează cuvântul acesta problemă. Deci, în primul rând, pentru că profilul profesional prin competențele presupuse este deosebit de complicat și în permanentă prefacere. În al doilea rând, pentru că însuși contextul socio-educațional reclamă o recalibrare permanentă a conturului acestei formări, incitările și presiunile socioculturale vor face ca și profilul profesional să se remodeleze de la un context la altul sau de la o persoană la alta, deci este vorba despre o metaformare profesională. În al treilea rând, pentru că subiecții educației sunt mereu alții, elevii, studenții, cunoscând metamorfoze ale dinamicii interne, psicopersonale și ce trebuie luate în seamă de către formatori. Și în al patrulea rând, pentru că din punctul de vedere al metodologiei și al tehnologiei formării, mai precis al influenței tehnologiei informaționale și de comunicare, aspectul procesual și cel de conținut se schimbă radical. Este vorba aici despre conceptul de cibercultură. Și iată, am ajuns la aspectul al doilea, școala și cadrele didactice, traseul de calitate și durabil între tradiție și modernitate. Astăzi, în noile contexte de vari experimente, în domeniul educațional, de critici, de animozități, de condiționări socio-istorice și socio-culturale, sunt necesare studii și vizualizări științifico-metodologice, aserțiuni și reflexii. Așadar, trebuie inițiate dezbateri cu privire la fața mentală a actorilor care sunt prezenți în ateneul de cultură și de cunoaștere, ce îl semnifică școala. Deci, o temă care ne pune pe gânduri interferențele trecut, prezent, viitor în școala noastră. Astăzi, școala și cadrele didactice trec din nou prin anumite experimente. Mai scoatem o disciplină, introducem alta, mai tăiem din numărul de ore care ne separ prea multe, mai adăugăm ceva în curriculum pentru că ne se pare că nu se învață destul și mai trist, mai închidem o școală pentru că este prea costisitor să lucrăm cu elevi puțini sau pur și simplu pentru că nu mai sunt. Au plecat cu părinții lor în străinătate în căutarea unei vieți mai bune. Iarăși e vorba despre realitatea pe care trebuie să o trăim. Este ușor să ne dăm cu părerea, dar este mai greu să facem ceva. Copiem ceva din sistemul de învățământ francez, mai adăugăm ceva din cel finlandez, vedem că și cel american are plusuri și mai luăm un pic și de acolo, apoi le punem cap la cap, așa cum scriem un eseu cu mai multe aliniate. Avem grijă să fie așezat bine în pagină și gata, avem noutăți care sperăm că vor prinde bine. Deci aici este vorba despre traseul de concepte care sunt preluate din alte state cu un nivel avansat socioeconomic și aduse în solul școlii noastre, care deocamdată nu este atât de fertil ca aceste concepte să aibă roade. Avem așteptări de la societate, avem așteptări de la noi, de la cadrele didactice, avem așteptări de la elevi, de la părinți și sperăm să se schimbe ceva astfel încât să funcționeze bine școala. Am putea, pe de o parte, să ne întoarcem un pic spre trecut și să vedem cum era școala în perioada interbelică și cum se construiau școli, cum se preda, ce se studia, cum se implicau părinții în educația copiilor lor, ce tip de bac era atunci, cum se implica societatea. Asta doar pentru a ne raporta la trecut, pentru a înțelege prezentul. Este doar un exemplu, dar care ar putea fi un punct de plecare. Ce a fost rău, ce nu a funcționat, ce vrem să schimbăm, de ce, cum și ce vrem să educăm. Total diferită de pedagogia tradițională, pedagogia modernă modifică rolul jucat de polii educaționali, mutând accentul pe elev. Dincolo de latura informativă a educației, trebuie să se pună accent pe formativ, astfel încât elevii să poată face față unor situații noi, care necesită nu numai cunoștințe solide,
ci și aptitudini și abilități. Pedagogia activă, caracteristică învățământul modern, face posibilă trecerea de la transmiterea de cunoștințe la formarea de competențe, accentuând astfel latura formativă a educației. Experiența tradiției și capacitatea de inovare și de creativitate sunt noile repere ale școlii, ce propune educații noi în acord cu societatea globală, educație pentru pace, educație ecologică, ori educație pentru o societate multiculturală. De asemenea, metoda predominantă de desfășurare a instruirii o semnifică cea euristică, deoarece învățarea prin descoperire asigură elevilor o dobândire conștientă a conținutului curricular, acesta fiind ușor de reactualizat odată trecut prin filtrul propriu. Întrebarea dominantă a învățământului modern este: ce rol aleg școala și cadrele didactice să joace în societatea actuală și cât de pregătiți sunt ca să facă față schimbărilor și provocărilor societale în contextul globalizării? Coordonatele vremii noastre de astăzi, simplu, repede, facil, influențează și modul de a gândi și de a se comporta al tinerilor care visează cariere de succes, modalități cât mai rapide de a face bani, munca, pierzându-și din importanță. Discursul școlii de astăzi, uneori învechit și bombastic, nu reușește să-i atragă, deși elevii își petrec o mare parte din timp în acest spațiu. Valorile vehiculate aici nu își găsesc corespondent viabil pentru tineri, aceștia tot mai mult, îndepărtându-se de educația propusă de școală. Cartea, altădată cel mai important mijloc de formare și de divertisment, este astăzi abandonată în favoarea imaginii, care nu necesită un efort atât de mare. Televizorul, computer și telefonul mobil, iată modalități pentru tine mult mai plăcute de petrecerea timpului liber. Totul în detrimentul lecturii a cărții cu valențe formative, dezvoltarea imaginației, îmbogățirea vocabularului, construcția culturii și a cunoașterii. Discursul deseori teribilist, atitudinea nonconformistă, toate acestea creionează o generație aflată sub semnul confuziei și al nehotărârii, o generație care nu-și poate găsi identitatea, pentru că nici societatea nu mai știe care sunt trăsăturile caracteristice. Influențele negative exercitate de televizor și de telefonul mobil, în fața căror mulți elevi își petrec timpul liber, se reflectă în clasă, pe stradă, ori în mediul familial. Se recită prin imagini, prin strategiile didactice plictisitoare deseori, pe care mulți profesori le mai utilizează, școala nu poate ține pasul cu schimbările societății, de aceea elevii nu își vor căuta refugiul într-un spațiu care nu le înțelege nevoile și care nu îi ajută să-și găsească identitatea. Școala și profesorii trebuie să-și asume un rol activ și responsabil în formarea și educarea copiilor, propunându-le acestora să se implice și să participe în propriul proces de formare și de educare, astfel încât să-și găsească identitatea. Ori elevii trebuie să simtă educarea și formarea lor ca personalități individuale și distincte. Așadar, două mecanisme de natură afectivă influențează realizarea învățării. Unul de emoții, sentimente neplăcute, altul de stări plăcute, de bine și de bucurie. Astfel se produce o mutație culturală și de cunoaștere majoră. Aici se prefigurează teza că evoluția nu presupune doar subscrierea la un program sau altul al modernității, ca să fie în modă, ci atare evoluție se menică și un simț acut al prezentului și al nemijlocirii, adică aici și acum, pe care îl au cadrul didactic. Deci o nouă reflexie combativă și pedagogică asupra domeniului educațional. Viața conștientizată mental, arta de a trăi conștient, a fi conștient de importanța îndatoririlor și responsabilităților, a caracterul public al funcției și a comportamentului de o manieră prin care se menține și se promovează încrederea publicului în autoritatea școlii. Reprezentarea acestei noi reflexii combative și pedagogice asupra școlii este structurată și în figura următoare. Școala și provocările societale. Misiunea școlii: formare, dezvoltare, promovarea culturii și construirea sau construcția cunoașterii. Am spus că școala este un ateneu al culturii și al cunoașterii. Deci funcțiile școlii. Școala între tradiție și modernitate. Atitudinea mentală a cadrului didactic. Este un fel de trigger al școlii. Dacă dumneavoastră urmăriți emisiunea la canalul Jurnal TV,
Acolo este o emisiune care se numește trigger. Deci triggerul din limba engleză înseamnă un element care poate pune sau pune în funcțiune un întreg sistem sau un întreg proces. Deci, de la această atitudine mentală, noi vă zic că trebuie să vedem școala în două ipostaze. Școala pe care o trăiește astăzi elevul. Cum conceptualizăm noi această școală de astăzi pe care o trăiește elevul? Și școala de care avem nevoie, de care are nevoie elevul. Din aceste două dimensiuni, trebuie să vizualizăm bucuria și fericirea cadrelor didactice și ale elevilor de a trăi împreună viața școlii. Și toate acestea sunt, vă zic, influențate de provocări din interior și de provocări din exterior. În sensul holistic, modernitatea în aspectele ei exploratoare se reflectă în opoziția dintre seriile de valori corespunzătoare timpului obiectiv, socialmente măsurabil, al civilizației capitaliste, timpul ca un bun, mai mult sau mai puțin prețios, cumpărat și vândut pe piață, și corespunzătoare duratei personale, subiective, imaginare, acelei dure ca, sau acelui timp personal creat de evoluția sinelui. Acestea se pot vizualiza și în figura următoare privind modernizarea traseului de profesionalizare cadrelor didactice. Deci avem, uitați, din jos în sus, avem două aspecte. Dinamicitatea socioprofesională, inserția profesională de succes, adaptare și acomodare instituțională, conformitate profesională între cadrul didactic și instituția școlară, statutarea dicotomiei proces-produs, compatibilitate și armonie profesională. Și în partea de sus, tendința de integrare socioprofesională în comunitatea pedagogică și instituțională, omogenizare, trebuințe, aspirații, roluri, norme, credințe, interrelații. Și pe dinamică, de la stânga la dreapta, de la stânga din jos, dreapta sus, avem acest traseu de profesionalizare pe diferite perspective. Perspectiva tip defect, perspectiva tip creștere, perspectiva tip mixt, perspectiva tip autoformare și de la autoformare vin alte dimensiuni care tind spre performanță. Reconstrucția identității profesionale, credincioșie educațional, deci să fii să crezi în școală ca exact cum mai crede Biblia. Și cultul performanței. Deci este un traseu pe care cadrul de didactic trebuie să îl aibă în vizor și să îl realizeze. Și concluziile discursului meu rezidă în următoarele. Este necesară o schimbare mentalității în ceea ce privește formarea profesională. Soluția ar fi în adaptarea politicilor publice privind asigurarea cadrului necesar mobilizării tuturor resurselor în favoarea formării profesionale la toate nivelurile. Crearea climatului psihologic favorabil prin consiliere în dezvoltare personală și care trebuie monitorizate de persoana cu inteligență psihologică. Experiențele altor țări în privința profesionalizării se dovedesc pozitive și necesare, de aceea pot fi utilizate ca surse de inspirație. Așa, pentru dezvoltarea capitalului uman. Și dezvoltarea capitalului uman din sistemul de învățământ în contextul provocărilor societale, care vor contura un model al profesiei didactice în baza standardelor profesiei concepute pentru pedagogii de diverse specializări. Asta e tot. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Acum, stimați colegi, îi oferim cuvântul domnului doctor profesor universitar, doctor emerit Sorin Cristea de la Universitatea din București, România. Stimate domnule profesor. Da, îmi cer scuze că am constatat că nu mai merge camera, eu vă văd pe dumneavoastră. Dumneavoastră nu mă vedeți pe mine. Dar vă auzim foarte bine. Da, ce important e să mă auziți, pentru că oricum n-am întinerit de la ultima noastră întâlnire. Bine, domnule. Poate e mai bine numai să mă auziți. E foarte bine că vă auzim, domn profesor. Da, trăiesc și eu ca și dumneavoastră o perioadă mai dificilă
și mă bucur că, deși nu mai am aceleași relații foarte entuziaste cu Republica Moldova pe care le-am avut la începuturile mele, totuși Institutul de Științele Educației și chiar și Universitatea Tiraspol rămân o dimensiune constantă și am răspuns întotdeauna cu plăcere și cu oportunitate atât cât timpul mi-a permis. Mai mult decât atât, eu am fost și voi rămâne un propagandist al Republicii Moldova în ceea ce privește cultura pedagogică. Asta și explică de ce eu am preferat, când am fost pus în situația să decid prin 2000, să conduc doctorate la dumneavoastră. E foarte adevărat că între timp, și o să revin în finalul discursului meu la această problemă a cercetării, există și la dumneavoastră o unilateralizare, ca în toată lumea, a cercetării doar spre zona cercetării operaționale. Sunt mai multe cauze aici care nu țin numai de noi și am avut surpriza să găsesc o explicație relând o lectură a unei cărți importante despre condiția postmodernă, cartea unui celebru filozof francez, Lyotard, care atrăgea atenția că cercetarea se va supune și ea unor raporturi de piață, adică vor fi realizate doar acele cercetări care sunt finanțate. Aș fi vrut, dar timpul nu mi-a mai permis, să am un discurs pe o altă temă decât cea pe care am propus-o în textul pe care l-am trimis. De altfel, spuneam că eu sunt un propagandist. Mă auziți? Da, domnul profesor. Decât acel text și am rugat și mai mulți colegi, știu că doi sau trei au și intervenit, nu știu dacă timpul le va permite să aibă și intervențiile directe și eu sunt cam la limită, dar până într-un sfert de oră sper să mă încadrez. Aș vrea să dezvolt această relație între curriculum și educație permanentă, în cadrul căreia apare și acest slogan pedagogic pe care noi îl utilizăm, pe care l-am preluat de la nivel internațional, al învățării pe tot parcursul vieții. Și mi-amintesc discuția care am avut-o cu George Văideanu, care, la fel ca și mine, a avut foarte multe legături cu Republica Moldova. George Văideanu era chiar responsabilul Comisiei de Curriculum în anii 70 la UNESCO, la Paris, și îmi relata ce discuții au fost în legătură cu titlul unei cercetări care a scos și o lucrare foarte bună de actualitate, Programe de învățământ și educație permanentă, în 1979, apărută la Paris, la UNESCO și tradusă și în românește în 1981. Practic, titlul corect trebuia să fie Curriculum și educație permanentă, dar era o anumită opoziție în spațiul cultural francez, mai ales față de temul de curriculum, și atunci au ales un compromis care însă vine în contradicție cu adevărul științific, pentru că nu orice program de educație este program de tip curricular. Și atunci constatăm că și la această oră tema de cercetare fundamentală ar trebui să rămână abordarea acestui concept de curriculum, care inclusiv în spațiul de origini, în Statele Unite ale Americii, după cum se exprimă un cunoscut analist, autor al mai multor lucrări de enciclopedia curriculului, de teorie, de abordare istorică a curriculului, mă refer la Pinar, încă și în acest spațiu există, și îl citez cu un termen foarte dur, o cacofonie a vocilor în legătură cu curriculul. Cred că e timpul ca cercetarea pedagogică din lumea mare să ajungă în sfârșit la o anumită stabilizare epistemologică. În ceea ce mă privește, fac un efort extraordinar și iată, a trecut un an jumate, n-are nicio legătură cu pandemia și nu reușesc să termin volumul 13 despre curriculum, deși am scris foarte mult despre curriculum, pentru că încerc să stabilizez odată acest concept din punctul meu de vedere, să mi-asum. Și aș vrea să atrag atenția că aici e vorba de o dublă dimensiune a curriculumului,
care apare, de fapt, în definirea oricărui concept pedagogic și oricărui concept din știință. Domnul director a sesizat foarte bine acest raport între dimensiunea obiectivă și subiectivă și, de asemenea, diferența, n-a insistat asupra subiectului, dar am înțeles aluzia foarte bine și foarte profundă, legătură cu abordarea științifică în zona științelor logico-matematice și a științelor experimentale și în zona noastră a științelor socio-umane. Eu cred că atunci când definim curriculum, mai ales că vrem să-l asociem cu ideea de educație permanentă, pentru că asta este o latură axiomatică a proiectării curriculare, este important în prima fază să stabilim sensul denotativ al curriculumului, care te trimite la dimensiunea obiectivă. Care e sfera de referință a curriculumului? E tocmai educația permanentă, pentru că prin curricul înțelegem proiectarea curriculară care vizează toate conținuturile și toate formele generale abordate în perspectiva educației permanente și aș adăuga și autoeducație. Dar există o specificitate a acestei proiectări, pentru că altfel nu s-ar justifica de ce folosim termenul de curriculum. Curriculum e definit în cartea pe care am evocat-o de coordonator acelei lucrări lui Deno ca un proiect educativ. Dar nu orice proiect educativ este proiect de tip curricular. Proiectul educativ de tip curricular este cel care pleacă de la finalitățile educației. Autorul nu se referă chiar sub această formulă, fac o lectură istorică diacronică, finalitățile care includ idealul, scopurile generale și obiectivele, obiectivele generale și specifice. Până aici avem de a face și cu ceea ce numim noi competențe, pentru că toate finalitățile au o latură psihologică pe care noi o numim astăzi competență și o latură socială, conținuturile de bază care susțin finalitățile. Care este funcția, a doua dimensiune obiectivă pe care trebuie să o avem în vedere atunci când vorbim de curriculum, este cea referitoare la funcțiile generale ale curriculumului care au un caracter obiectiv. N-aș intra amănunt, aș sublinia doar funcția fundamentală, care este cea de optimizare a raporturilor între toate componentele unui proiect curricular, care poate să vizeze reforma învățământului, planul de învățământ, programa școlară, manualul școlar, auxiliarul și, nu în ultimul rând, lecția. E vorba de optimizarea raporturilor între finalități, conținuturi, metode, evaluare, pe de o parte, și contextul în care are loc proiectul educativ, în care intervin și variabile cu caracter obiectiv, cum sunt resursele cu care lucrăm, disponibile pe moment, cum sunt formele de organizare pe care societatea le impune, dar, din fericire, avem și variabile subiective care ne pot ajuta pe noi, ca profesori, să ameliorăm variabilele obiective care nu depind de noi. Și aici mă refer și la inițiativele metodologice legate de forma de organizare pe grupe și individuală, mă refer și la stilurile pedagogice pe care le avansăm în raport de context și chiar la climatul educațional, care sigur depinde de spațiu fizic, de calitatea timpului obiectiv, dar depinde și de, să zicem, stilul socio-emoțional al profesorului. Și în sfârșit, structura unui proiect curricular, care întotdeauna are de rezolvat o problemă foarte complicată pe care mai ales practicienii o realizează, nu întotdeauna o rezolvă, relația între ceea ce numim noi design, adică ceea ce concepem, noi concepem ceva ca proiect și foarte subtil sublinia la nivel de politică a educației domnul director, preluând din diferite spații tot felul de modele, dar asta nu e suficient, pentru că ele trebuie integrate într-un concept propriu, design, se numește el în literatura americană, și realizarea acestui design. Ori între ceea ce construim și ceea ce realizăm nu este coincidență decât dacă vrem neapărat să forțăm scenarita spre care ne împinge câteodată birocrația și retorica discursului, mai ales în ultimele decenii. Acesta ar fi sensul denotativ al curriculumului, dar curriculum este și un concept, cum se spune în epistemologie, prescriptiv, eu l-aș numi normativ,
Asta este partea cea mai slabă în științele noastre socio-umane. Ele, de bine de rău, au concepte denotative, definesc ce e educația, deși și aici se poate discuta ce sunt finalitățile, ce sunt metodele, dar partea cea mai slabă în științele socio-umane, care și explică de ce trăim într-o lume totuși care nu e prea armonioasă, cu tot progresul tehnologic, este că științele socio-umane nu abordează și problema normativității. Mai ales problema axiomelor și problema legilor, care reprezintă normativitatea la nivel macrostructural. Sigur, noi în zona curriculum avem, eu în ce mă privește, inspirat și dintr-o carte pe care, dintre puținele cărți din ce am citit eu și n-am putut să citesc în original, m-au ajutat colegii de aici, cartea unei pedagogii din spațiul rus pe care dumneavoastră poate o cunoașteți, a lui Potlasei. Este dintre puținii autori în care am văzut abordată problema axiomelor și cu ceea ce mi-au tradus colegii cu care am colaborat, asta m-a inspirat și pe mine să încerc o construcție axiomelor în zona educației, în zona instruirii și în zona curriculum. N-aș intra în acest subiect care mi-ar lua foarte mult timp. Aș sublinia numai importanța a două principii pe care ar trebui să le avem în vedere în planificarea curriculară pentru a fi profesor care să asigure educația durabilă. Principiul stabilității oricărui proiect curricular în zona obiectivelor, finalităților, de fapt, obiectivele fiind partea finalităților, fiind finalitățile micro și conținuturile de bază. Aici noi trebuie să stabilizăm orice proiect de plan de învățământ, de programă școlară, de lecții. Și al doilea principiu, principiul flexibilizării în zona metodelor, în zona evaluării și în zona formelor de organizare. Sigur, există și un sens pragmatic al curriculumului care vizează zona cercetării. Și aici este una din marile mele dureri, pentru că trăiesc o epocă în care eu constat cu stupoare că inclusiv în Republica Moldova, care a fost printre, cred că printre ultimele spații unde existau prin specializare teme de cercetare fundamentală legate de cercetarea istorică de care m-am ocupat eu, inclusiv la dumneavoastră s-a renunțat, la ora actuală noi nu mai avem o cercetare fundamentală. Și eu constat, inclusiv în discursul public, că prin cercetare înțelegem doar cercetarea operațională, cercetarea experimentală, care sigur că este o dimensiune foarte importantă a cercetării, dar ea depinde de cercetarea fundamentală și dumneavoastră sunteți tineri. Eu nu știu dacă am să mai prind momentul unei resuscitări a cercetării fundamentale, dar ea, în mod obiectiv, o să revină, pentru că marile probleme se rezolvă prin cercetare fundamentală, care este teoretică și istorică. Iar faptul că la ora actuală teoria curriculumului, deși a fost promovată în lumea mare la nivel academic, dar încă nu și-a stabilizat aparatul conceptual, asta o spun inclusiv americani într-o enciclopedie a curriculumului, este urmarea faptului că nu există o cercetare fundamentală, istorică și teoretică, iar contradicția mare în curriculum este contradicția dintre expansiunea practicii curriculare și limita cercetărilor fundamentale. Cel mai bun exemplu este că sunt foarte multe definiții ale curriculum. A doua dimensiune la care o să mă refer și care o să închid este dimensiunea subiectivă. Sigur, dacă noi clarificăm ce înseamnă curriculum, care este deci un tip de proiect educativ centrat pe finalități, în raport de care selectăm conținuturi de bază, propunem metode eficiente și strategii de evaluare inițială, continuă și finală, raportate la un context deschis, unde intervin forme, resurse, stiluri, elemente de ambianță și de climat. Aș sublinia trei aspecte și cu asta închid, sper că m-am încadrat în timp, că și eu trebuie să intru în ore, la și jumate, mai am ceva timp. Prima problemă de ordin subiectiv este să clarificăm odată pentru totdeauna problema asta cu competențele. Pentru că acum vreo 10 ani s-a preluat de la nivel internațional și în România și la dumneavoastră ideea că pe locul 1 sunt competențele și nu mai sunt obiectivele. Cei care au lansat această treabă, evident că nu cunoșteau teoria obiectivelor. Aveau un adevăr relativ, pentru că e adevărat că noi nu putem rămâne doar în zona obiectivelor concrete. Da, dar teoria obiectivelor nu se reduce la obiectivele concrete.
iar obiectivele generale și specifice, la fel ca idealul educației și scopurile generale, care reprezintă finalități macro de sistem cu miză pe termen lung și pe suprafață socială extinsă, chiar internațională, aceste finalități au două laturi. De fapt, și performanțele, obiectivele concrete au două laturi, dar acolo competența nu apare imediat. E vorba de o dimensiune psihologică pe care, dacă vreți, o numim competențe. Tyler, întemeitorul conceptului, să zicem, postmodern de curriculum, în 1949, numea, în termeni behavioriști, comportament cognitiv. Nu putem rămâne în viziune comportamentalistă. Deși văd că se poartă, iarăși am reluat foarte des termenul de comportament. Competența este și cognitivă și non-cognitivă și ea reprezintă dimensiunea psihologică a obiectivelor generale și specifice cu miză pe termen lung și mediu. Dar nu există competență în sine, pentru că absurditatea mergea acum vreo 10 ani până acolo, încât se întruneau experți și politicieni ai educației și cereau autorilor de programă să construiască programe fără conținuturi, doar cu competențe. A doua dimensiune a finalităților este legătura între competență și conținuturile de bază. De altfel, însăși formula competenței, care ne este vehiculată tot pe diferite circuite internaționale, sună cam în felul următor: competența înseamnă un ansamblu, nu o sumă, un produs, aș spune, aici e de corectat, între cunoștințe, abilități și valori și atitudini. E o formulă care ar trebui ajustată, pentru că termenul ăla abilități, nici din punct de vedere psihologic, nu e prea fericit, abilitățile fiind de regulă punctuale pe zone meșteșugărești, și noi ar trebui să folosim termen pedagogic. Cunoștințele se referă la cunoștințe teoretice, ceea ce politica educației UNESCO spune savoir, concepte, formule, algoritmi, asta, norme, modele și așa mai departe, iar ceea ce numim abilități sunt, de fapt, cunoștințele aplicative, am în vedere într-o ordine logică și nu așa cum de sute de ani se scrie în pedagogie priceperi și deprinderi. Deprinderi și priceperi, deprinderea fiind o cunoștință teoretică automatizată prin exercițiu, care apoi în combinație cu alte cunoștințe teoretice generează priceperi. În felul ăsta depășim și o poziție artificială între teorie și practică. Și, sigur, celelalte două componente care sunt mai speciale, care susțin realizarea unei învățări durabile, adică interiorizarea cunoștințelor teoretice și aplicative și valorificarea lor pe termen lung. Am în vedere valori, pentru că orice cunoștință se raportează la valori fundamentale și sunt 5 valori fundamentale care stau la baza conținuturilor generale: binele moral, adevărul științific, utilitatea, frumosul și sănătatea, și atitudinile, care sunt vectori care direcționează activitatea. Aceasta ar fi o problemă de lămurit. A doua, problema modelului de curriculum. Pentru că noi definim denotativ curriculum, mă rog, îl dezvoltăm. Asta e tot o problemă de cercetare fundamentală. Mie mi se pare, în România, nu știu dacă și la dumneavoastră, cred că și la dumneavoastră, tendința de a prelua modelul experiențial. Așa se face că unele discipline nici nu mai știi ce au la bază. Nu mai avem limba română, avem comunicare. Interesant e că în matematică nu se poate petrece treaba asta, și asta dovedește cât de solid de discursul logico-matematic, la care toți va trebui mai devreme sau mai târziu să ne întoarcem, așa cum spunea un mare informatician român, Moisil, că orice știință, ca să-și merite numele de știință, trebuie să tindă să matematizeze, adică să construiască axiome, și axiomele se construiesc în matematică, sunt în stare pură, pentru că e o știință pură, la noi trebuie construite dacă avem conceptele fundamentale elaborate foarte solid. Ce vreau să spun? Modelul, sunt 4 modele mai cunoscute în literatura de specialitate și modelul experiențial este în ascensiune. La fel, acum se vorbește de modelul centrării pe copil, care, și aici, apropo de cercetarea istorică, ne cam facem de râs, că el nu e nou, e de pe vremea lui Jean-Jacques Rousseau, acest model. Și el are o parte discutabilă, că nu putem să ne centrăm numai pe copil. Dewey semnala foarte bine această contradicție. Ne centrăm numai pe copil, asta încă la granița între secole. Ne centrăm numai pe copil, formăm un om inadaptat social. Și cealaltă extremă este periculoasă. Ne centrăm numai pe societate, formăm un om oportunist și care așteaptă tot timpul comenzi. Deci cele două trebuie legate. Tocmai asta este de fapt esența abordării curriculare. Ne centrăm și pe
partea psihologică, pe competențe și pe partea socială, pe conținuturile de bază solicitate de societate. Și mai există un al treilea model, cel al reconstrucției sociale, care de regulă se asociază cu o formulă pe care o aud toată ziua la televizor, dar nimeni nu o explică, neomarxistă, dar cred că nu e vorba numai de o asociere cu această orientare politică. Toate orientările politice tind să facă un curriculum din perspectiva lor. Cred că astăzi, de fapt, cel mai în ascensiune model de reconstrucție a curriculumului ca reconstrucție socială este cel neoliberal. Și sunt și niște tentative ecologice și așa mai departe. Toate aceste modele sunt valoroase, sunt importante, nu pot fi neglijate, cu o singură condiție. Ele trebuie să se raporteze la modelul academic, pentru că la baza conținuturilor învățământului, cele care într-adevăr pot forma competențe durabile, stau produsele superioare ale cunoașterii umane, care sunt în număr de 5 de-a lungul istoriei. Este arta, sunt cele două concepții generale despre lume, filozofia și religia, și apoi de la Aristotel încoace s-au desprins 3 categorii de științe, mai întâi cele logico-matematice, azi devin și informatice, științele naturii și științele sociomane. Și tehnologia, care în perspectiva zilei de azi este știința aplicată, dacă ne întoarcem la antici, cred că antici aveau dreptate, este și arta aplicată, că designul ce este? Știință și arta aplicată. Eu cred că va trebui mai devreme sau mai târziu, așa cum încearcă francezii acum în disperare când au văzut că de când s-a tot experimentat modelul experiențial, nu prea mai știu să scrie și să citească, să ne întoarcem la modelul academic. Asta înseamnă inclusiv denumirea disciplinelor, să nu mai avem această jenă, să avem clar denumirea disciplinelor la bază un produs cultural validat. Și în sfârșit, aici n-aș mai reveni, legat de modelul de cercetare, am spus deja câte ceva. E o temă, dumneavoastră sunteți un institut de cercetare foarte important. Eu cred că suntem într-o criză a cercetării în științele socio-umane, în condițiile în care cercetarea înseamnă doar cercetare experimentală. Sunt două totuși cercetarea, doctoratele pe care le primim noi cu nostalgie, care dureau 10-15 ani, aveau ca miză cercetarea fundamentală. Cercetarea fundamentală având ca scop consolidarea și emanciparea domeniului. Științele noastre socio-umane sunt departe de o stabilitate epistemologică și nu își pot permite să renunțe la cercetarea fundamentală, care este cercetare istorică și teoretică. De altfel, inclusiv cercetarea experimentală și tezele din Republica Moldova, din punctul ăsta de vedere, sunt foarte bine structurate, au o parte de cercetare istorică și teoretică, de regulă capitolul 1, care realizează stadiul cercetării și fixează conceptele de bază, și apoi pe această bază se construiește un model care este valorificat experimental. Sigur, cercetarea experimentală e foarte importantă, dar mizele sale sunt limitate pe termen mediu și scurt, vizând doar corectarea și perfecționarea unor aspecte ale educației în cazul nostru. Totuși, mizele mari la ora actuală, în lumea în care trăim, este de a construi modele conceptuale care solicită cercetarea fundamentală. Eu am încercat să propun acolo, și cu asta închid, un model de plan de învățământ care să plece într-adevăr de la centrarea pe competențe. Am făcut, deși nu sunt adeptul neapărat a teoriei lui Gardner, a inteligențelor multiple, am evocat inteligențele multiple, dar inteligența verbală și inteligența matematico-matematică ține de inteligența generală și apoi dimensiunea socială, produsele superioare. În raport de care am construit ariile curriculare. Arele curriculare, și aici avem o problemă. Noi am preluat termenul din alte părți și foarte bine am făcut că l-am preluat, dar totuși conceptul de arie curriculară trebuie să, atunci când îl construim, nu putem să-l luăm din afară, cum am făcut și noi și cred că și dumneavoastră, trebuie să avem în vedere că aria curriculară trebuie construită în raport de legăturile de rudenie de gradul 1, ca să mă exprim în limbaj natural. Matematica nu e soră cu fizica sau cu toate științele naturii. Da? Matematica e soră, e frate cu informatica și lucrul ăsta se vede și în mediul academic. Facultățile sunt de matematică informatică. Asta ar fi un criteriu, deci cum construim pe relații de gradul 1. Și al doilea criteriu, arele curriculare trebuie să ducă la o distribuție echilibrată a disciplinelor.
Pentru că dacă facem, de exemplu, area curriculară, inițial s-a numit mate, științe ale naturii și tehnologie, păi acoperă 70% din plan și avem arii curriculare dezechilibrate, cum e cea cu orientare și conținere. Asta a fost ideea construcției și m-ar interesa punctul dumneavoastră de vedere, că am publicat de mai multe ori acest model. De fapt, am fost inspirat de un articol excepțional care a apărut în România, pe care l-au scris 6 academicieni. Din păcate, l-a trecut total neobservat. Eu l-am comentat în Tribuna Învățământului, seria 9. E vorba de un articol despre problemele planului de învățământ care are tendința să fărămițeze orice nouă educație devine disciplina învățământului și așa mai departe. Și asta m-a inspirat și nu-i de ajuns să faci o critică asupra unui plan, trebuie să propui și un model. Vă mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze că va trebui să plec. Dacă sunt din partea noastră întrebări sau orice fel de intervenție, vă stau la dispoziție. Mulțumim foarte mult și noi, domnule profesor. Să știți că întotdeauna ne face o plăcere și suntem onorați atunci când dumneavoastră sunteți împreună cu noi, ori acceptați ca să participați la aceste foruri ale noastre pe care le organizăm și întotdeauna suntem bucuroși să vă știm alături de noi și împreună cu noi. Vă mulțumim foarte mult! Eu vă mulțumesc! Toate bune! Să trăiți! Numai bine! Stimați colegi, acum aș vrea ca să o invităm pe doamna Marcelina Baleca. Dumnezeu este șefa Serviciului Învățare pe tot parcursul vieții de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, să ne aducă anumite precizări referitoare la procesul de formare continuă și de atestare a cadrelor didactice. Doamna Baleca, rugăm. Bună ziua, stimați participanți la simpozionul transfrontalier. Sper că mă auziți. Da, da, vă auzim bine. Bună ziua. Eu încerc să partajez prezentarea pe care am pregătit-o în contextul tematicii pe care o am. Sper să-mi reușească. Nici defecțiuni tehnice. Acum se vede, da. Ok. Bine. Sunt bune tehnologiile informaționale, dar uneori ne mai joacă festa. Deci, după cum a menționat și domnul profesor, domnul doctor, domnul Vicol, tematica este contexte actuale de reglementare normativă și metodologică a procesului de formare continuă și de atestare a cadrelor didactice. Se aude? Îmi spuneți? Se aude foarte bine. Și se vede. Și se vede de asemenea bine. Vă mulțumesc. Deci o să mă focusolizez pe relevanța formării profesionale continue și în calitate de reprezentant al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării o să accentuez faptul că domeniul formării profesionale continue și atestării cadrelor didactice constituie una dintre prioritățile de bază ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Prin formare profesională continuă, ce urmărim de fapt? În primul rând, cadrele didactice sunt în pas cu noile tendințe și reforme în domeniul educației. Pe de altă parte, cadrele didactice își dezvoltă propriile competențe profesionale. Totodată, prin formare profesională continuă, cadrele didactice își aprofundează cunoștințele la disciplina predată, prin deprinderea unor noi metode sau procedee aplicate în cadrul specializării deținute și, în final, cadrele didactice contribuie la sporirea calității procesului educațional, ori beneficiarul final în sistemul educațional este copilul, elevul.
Principalele acte normative sau cadrul normativ care reglementează formarea profesională continuă și atestarea cadrelor didactice, în primul rând este Codul Educației al Republicii Moldova, care conține un capitol destinat formării continue a adulților, regulamentul privind formarea continuă a adulților, metodologia de elaborare a programelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice, document pe care l-am elaborat împreună cu echipa de la Institutul de Științe ale Educației, regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică. Esența reglementărilor normative se focalizează pe trei piloni: calitate, acces și relevanță. Și din ceea ce o să vă prezint, o să deduceți acești trei piloni. Deci, în primul rând, cadrul normativ prevede că au dreptul de a presta servicii de formare profesională continuă persoanele juridice care dețin programe de formare continuă autorizate provizoriu, acreditate de către ANACEC sau alte agenții de evaluare a calității înscrise în Registrul European pentru Asigurarea Calității. Deci aici avem pilonul calității. Totodată, prestatorii de servicii de formare profesională continuă asigură racordarea permanentă a programelor de formare continuă la modificările operate în cadrul legislativ sau normativ și în curriculum școlar național, monitorizează și evaluează periodic programele pe care le oferă pentru a se asigura că acestea răspund nevoilor formabililor. Aici vorbim despre relevanță. Programele de formare profesională continuă se elaborează pe domenii de formare profesională și specialități și pot fi structurate pe module, unități de conținut sau adaptate la necesitățile individuale, astfel încât să asigure accesul tuturor cadrelor didactice interesate la formare profesională continuă. Aici apare accesibilitatea. Prestatorii de servicii de formare profesională continuă pot furniza următoarele tipuri de programe de formare profesională continuă: programe tematice sau modulare, programe de formare profesională continuă de durată medie, programe de formare profesională continuă multimodulare, programe de calificare suplimentară și programe de recalificare profesională. Totodată, pot oferi și programe speciale realizate de către structuri organizatorice, instituționale, care reglementează programe internaționale la care Republica Moldova este parte sau programe cu finanțare din proiecte internaționale ale căror beneficiar este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Programele de calificare suplimentară și de recalificare profesională au menirea de a forma specialiști cu studii superioare pentru domeniul general de studii științele educației, domeniul de formare profesională, formarea profesorilor și contribuie la asigurarea cadrei didactice a sistemului educațional. Ori aceasta este marea problemă a sistemului nostru educațional: lipsa cadrelor didactice. Parcurgerea programelor de formare profesională continuă se finalizează cu obținerea de către cadrele didactice a certificatului de formare profesională continuă. Actualmente există 13 centre de formare profesională continuă a cadrelor didactice care dețin programe autorizate provizoriu, acreditate, în cadrul cărora au fost formate pe parcursul ultimilor 3 ani circa 61.391 de cadre didactice. Dacă ne-am uitat la cifra de 61.391 cadre didactice, ar însemna că pe parcursul celor 3 ani noi am acoperit formarea continuă mai pentru toate cadrele didactice din învățământul general. Și respectiv, dacă o să observați din tabelul prezentat, statul s-a implicat plenar să asigure gratuitatea cursurilor sau stagiilor de formare continuă, dar nu a îngrădit dreptul cadrelor didactice să solicite și stagii de formare continuă din propria intenție, da, suportând propriile cheltuieli sau din surse extrabugetare.
Formarea profesională continuă asigură dezvoltarea traseului profesional și evoluția în cariera didactică a pedagogilor. Deci, atestarea cadrelor didactice, evoluția în cariera pedagogică este strâns legată de formarea profesională continuă. Pe segmentul atestării cadrelor didactice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării implementează în anul 2020-2021 nou regulament de atestare a cadrelor didactice, care pune accent pe evaluarea competențelor profesionale în raport cu intenția de a evolua în cariera didactică și diseminarea bunelor practici prin valorificarea experienței pedagogilor în cadrul sesiunilor publice de atestare. Regulamentul a reconceptualizat procesul de atestare a cadrelor didactice prin debirocratizarea acestuia și crearea unui cadru motivațional bazat pe principiul meritocratic de ascensiune în ierarhia gradelor didactice 2, 1 și superior. Elemente de noutate din acest regulament. Prin nou document au fost excluse rapoartele de autoevaluare și lucrările metodice, care constituiau acel element birocratic, și substituite cu probe care valorifică experiența cadrului didactic la clasă și promovează practicile educaționale de succes ale pedagogilor. Totodată, noul document oferă posibilitatea sau extinderea posibilităților de a accede la gradul didactic 1 sau superior cu titlu de excepție în baza principiului meritocratic, care asigură creșterea în cariera didactică și în clasa de salarizare. Ori, deținerea gradului didactic 2, 1 și superior presupune creșterea în clasa de salarizare pentru gradul 2 cu 5 clase, pentru gradul 1 cu 10 clase și pentru gradul superior cu 10 clase. Deci este motivant să aspiri cu titlul de excepție la gradul superior, dacă ești un profesor care corespunzi tuturor cerințelor înaintate de regulament. Oferă dreptul cadrelor didactice revenite în sistemul educațional de a solicita conferirea gradului didactic deținut anterior, al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada absenței din sistem. Ce ar presupune această prevedere, această clauză? Avem cadre didactice care dețin gradul didactic superior, dar din anumite considerente sunt nevoite să părăsească sistemul sau emigrează. Și atunci când se întorc în sistem sau revin în țară, au posibilitatea să confere același grad didactic pe care l-a deținut, gradul superior. Deci să nu înceapă procedura de conferire a gradelor didactice de la 2, apoi peste 5 ani, 1 și tocmai peste 10 ani, gradul superior. Oferă posibilitatea metodiștilor de a conferi același grad didactic deținut la disciplina predată și la funcția de metodist. Noi ne dorim în instituțiile de învățământ cei mai buni și pregătiți profesori să devină metodiști. Și atunci, dacă un profesor bun deține gradul didactic superior la disciplina predată, iată că regulamentul de atestare oferă posibilitatea acestui cadru didactic să solicite gradul superior și la funcția de metodist. Totodată avem în regulament descentralizarea procedurii de confirmare a gradului didactic superior la nivel raional, municipal, care are menirea să amplifice gradul de responsabilizare a organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și a comunității educaționale, de a implica cât mai mulți pedagogi în exercițiul de transparentizare a procesului de atestare și evaluare obiectivă. Stabilirea unor criterii clare și măsurabile de evaluare în vederea asigurării unui proces de atestare corect. În concluzie, doresc să accentuez că doar prin formare profesională continuă și evoluție în cariera didactică vom reuși să asigurăm o educație de calitate. Calitatea procesului educațional este asigurată de profesori bine pregătiți și care se preocupă continuu de propria dezvoltare profesională. Așa cum a menționat și Nelson Mandela,
Educația este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că am fost destul de laconică și nu v-am răpit din timpul prețios. Vă doresc sănătate și o zi fructuoasă să avem astăzi în cadrul simpozionului transfrontalier. Sorry, de la final. Da, vă mulțumim foarte mult. Într-adevăr, regulamentul acesta este acum foarte riguros pentru cadrele didactice și oferă deschideri și oportunități pentru avansarea în cariera acestora. Mulțumim foarte mult! Stimați colegi, oferim cuvântul doamnei doctor conferențiar universitar Iuliana Petronela Barna de la Universitatea Dunăre de Jos din Galați, România. Doamna Barna, sunteți? Bună ziua! Mă vedeți? Bună. Mă auziți? Vă vedem și vă auzim foarte bine. Din nou vă spun bună ziua și Hristos a înviat. Adevărat. Ca de fiecare dată mă simt onorată să particip la cursurile dumneavoastră, la conferințele dumneavoastră, să colaborez cu dumneavoastră în diverse studii, articole științifice. Și mă simt și de data aceasta onorată să particip la acest prestigios simpozion pedagogic transfrontalier. Salut întreaga audiență și transmit urările mele de bine și vă doresc succes în toată activitatea dumneavoastră profesională. M-am oprit asupra unui titlu pe care oarecum aș vrea să-l sedimentez cumva: adaptare în contemporaneitate, paradigme pedagogice universitare de predare online. Și am lăsat un pic la urmă termenul care de fapt era în poziție inițială, și anume inovație. De ce am lăsat? Pentru că consider că pedagogia aceasta universitară actuală nu se reduce doar la o predare clasică care este realocată online, un fel de emergency remote teaching, dar nici nu pretinde implementarea unor strategii didactice autentice online. De fapt, ea asumă un model hibrid. Încă nu putem să discutăm despre o metodologie universitară unanimă, pentru că eu cred că încă ne aflăm în starea de experiment. Dar acest model, să zicem model hibrid, prefigurează o nouă pedagogie universitară, una interactivă, în maniera aceasta online. Consider că esența acestei noi pedagogii universitare este în continuare analizată la nivel național și poate internațional, iar în cazul nostru, în România, am identificat anumite ghiduri educaționale care punctează câteva aspecte legate de noile pedagogii universitare și modalitățile de adaptare la ceea ce se întâmplă astăzi, în contextul actual. Și iată câteva puncte cheie. În primul rând, consider că trebuie să avem un plan instrucțional bine structurat. Ce trebuie să cuprindă acest plan instrucțional? Trebuie să fie bine aranjat, organizat în orice variantă ce ține de pedagogia aceasta universală, fie ea clasică sau în variantă online. Dar în niciun caz structurarea nu implică și o relaționare specifică mecanismelor clasice sau mai noi. Ce se vrea de fapt? Se vrea o prezentare și o anunțare din timp a ceea ce ne dorim să facem, a obiectivelor, a metodelor pe care le avem în vedere, a timpului alocat pentru fiecare conținut sau pentru varianta evaluării, a propunerii unei bibliografii specifice fiecărui domeniu din timp și o stimulare continuă a interacțiunii cu studenților și, bineînțeles, o creare de comunități de învățare. Astfel, prin implicarea studenților în parcurgerea unor bibliografii, înainte de întâlnirile pe care le avem,
sau chiar în timpul cursului. Susțin asta. Cred că eficientizează procesul acesta educațional organizat în manieră online. Chiar observ și este o metodă pe care eu o aplic frecvent pe platforma Microsoft Teams. Recomand studenților să studieze în timpul cursului bibliografii, studii, articole științifice și astfel mențin persistența în sarcină și motivez studenții în procesul de învățare. Mai bine decât să implici studenții în propria formare prin asigurarea aceasta permanentă a feedback-ului, nu cred că există o altă, deschidere sau optimizare. Cred că elaborarea unor sarcini academice care au la final motivație, au la final sau spre finalizare recompense, așa cum facem și în învățământul preuniversitar, dar și elaborarea celor mai eficiente strategii și instrumente de evaluare contribuie oarecum la o revitalizare și optimizare a procesului educațional universitar. Pentru învățământul universitar, transferul acesta în mediul virtual al cursurilor și seminarilor s-a dovedit oarecum mai mult decât o provocare pasageră. El oarecum ne-a afectat profund cadența, dar mai ales, zic eu, uneori eficiența activităților. Caracterul său, într-adevăr, este solicitant și este impredictibil, dar a fost și continuă totuși să fie un bun prilej pentru a ne testa și a valida competențele reziliențe colaborată cu capacitatea noastră de a ne adapta cu succes la contextele noi. Pe de altă parte, ea se constituie într-o probă prin intermediul căreia ne putem verifica utilitatea experienței și a expertizei noastre didactice. Cum trebuie să ne proiectăm și să ne desfășurăm aceste activități didactice online? Predare, evaluare și, nu în ultimul rând, cel mai important, feedback-ul. Cum trebuie să avem sau cum organizăm o educație eficientă? Cum putem noi oare să păstrăm sau nu calitatea actului educațional dacă totuși continuarea activităților noastre va fi în mediul virtual? Încercăm de multe ori să găsim la această întrebare un răspuns potrivit. Consider că adaptarea eficientă a strategiilor pe care le putem pune în practică depinde această adaptare în mare măsură de modul în care le vom particulariza la domeniul fundamental în care activăm, la specificul ciclului educațional căruia ne adresăm și, desigur, la disciplina pe care o predăm. Să nu uităm însă că înainte de toate este necesar să cunoaștem și să ne asumăm aceste paradigme psihopedagogice. De altfel, în planul educațional, o abordare corectă pornește întotdeauna de la o bună cunoaștere a conceptualizărilor psihopedagogice, care fundamentează procesul complex al predării învățării. Conform acestora, independent de modalitatea de livrare a unui conținut informațional sau educațional față în față sau online, de strategiile de predare pentru care optează, respectiv de tipologia metodelor de evaluare utilizate, cadrul didactic trebuie să se focalizeze prioritar pe adecvanța și calitatea experiențelor de învățare pe care le intenționează să le ofere la un moment dat studenților săi. Mai mult, ceea ce noi nu cunoaștem sau ce cunoaștem din teoriile acestea neurocognitive, care vin să ne elucideze modul în care oamenii învață, dar și din abordările pedagogice moderne, bazate tot pe aceste teorii.
rămâne la fel de valid și valabil și atunci când utilizăm abordări didactice și instrumente noi, revoluționare, inclusiv când vorbim de digitalitate. Prin urmare, dacă se va face în continuare apel la tehnologie în predare, pentru a fi convinși că studenții noștri învață corect și eficient, va trebui să ne asigurăm că știm cum să elaborăm un plan instituțional bine structurat, să stimulăm și să favorizăm interacțiunea cu studenții și cum să creăm comunități de învățare, să susținem persistența în sarcini și motivația studenților pentru învățare, să elaborăm cele mai eficiente strategii și instrumente de evaluare. Întâmpinarea acestor cerințe nu va fi neapărat un demers dificil dacă deținem și operăm cu accepțiuni corecte ale asumțiilor psihopedagogice care fundamentează procesul de predare-învățare. Cunoscând și respectând aceste asumții, ne va fi relativ ușor să adaptăm activitatea didactică la noile contexte educaționale, inclusiv la predarea, evaluarea online. Iată, așadar, contextul în care sperăm că prezentul ghid pe care poate îl vom elabora va fi util pentru viitor. Dacă aș organiza și împreună cu o echipă, bineînțeles, specializată pe domenii diverse, da, de domenii interdisciplinare și transdisciplinare, aș urmări trei obiective. În primul rând, să atrag atenția asupra unor principii cheie care fundamentează educația online. Să încerc să facilitez transferul sau adaptarea strategiilor didactice de predare, evaluare, de feedback pe care le-am exersat îndelung în predarea aceasta face-to-face și să le aduc la specificul educației mijlocite de tehnologie. Apoi aș merge în elaborarea și utilizarea unor noi strategii didactice prin care să particularizăm predarea online la specificul domeniului disciplinei pe care o predăm. În acest sens, trebuie să oferim în permanență concrete soluții, da, la activitățile didactice pe care le avem în proiectare, în elaborare, dar și, sau cel mai important, în livrarea acestora în manieră online. De asemenea, trebuie să ne direcționăm și pe strategii de organizare clară a predării învățării online. Câteva strategii concrete care vin să ilustreze componentele paradigmei predării interactiv online le propunem, dar nu ca reglementări obligatorii, pentru a vedea dacă acestea ajută sau optimizează acest proces educațional universitar care se desfășoară în această manieră online. Cum îmi elaborez planul instituțional? Cum să motivez interacțiunea, comunicarea cu studenții? Care sunt strategiile pe care le pot, care susțin persistența studenților în sarcinile educaționale? Cum îmi pot motiva studenții pentru învățare? Care sunt cele mai eficiente strategii de evaluare a studenților? Cum proiectez un plan instituțional bine structurat? Un plan instituțional eficient implică acordarea unei atenții aparte modalităților de facilitare a învățării și a înțelegerii. Această abordare presupune ca, înainte de a planifica cum vom preda efectiv un conținut educațional, focalizarea noastră prioritară să fie asupra tipurilor de achiziții pe care le așteptăm de la studenți și pe dovezile privind dobândirea acestora. Dacă suntem cu adevărat preocupați de eficiență, atunci în elaborarea planului instituțional va trebui să respectăm parcurgerea anumitor etape. Doamna profesor, mai aveți un minut? În regulă. Am să termin pe planul acesta instituțional și am să vă ofer câteva date cu referire la cercetarea care s-a făcut în această perioadă.
Deci primul pas constă în formularea unor obiective de învățare. Aceste obiective trebuie să reflecte cunoștințele și deprinderile pe care cadrul didactic dorește să le facă, să le aibă la finalul cursului și pe care le dorește pentru studenții săi. Odată stabilite aceste obiective, este esențial să stabilim explicit cum vor fi evaluate achizițiile și performanțele studenților în raport cu aceste obiective. Mai precis, verificăm dacă acestea au fost atinse. Acest aspect îl facem prin evaluări sumative, examene finale, proiecte, portofolii și prin evaluări formative, prin teste grilă cu miză scăzută, reflecții săptămânale, sarcini care vizează optimizarea performanțelor. Prin urmare, înaintea oricărui planificări a modalităților efective de predare a unui conținut, prioritare sunt stabilirea obiectivelor și a modului în care vor fi evaluați studenții. Plecând de la aceste abordări, apelul la tehnologia informațională astăzi ne obligă să specificăm și cum livrăm aceste secvențe didactice, cum livrăm conținutul învățării, că o realizăm în manieră sincron sau în manieră asincron. Desigur că studiul meu este mult mai mare, da, mult mai dezvoltat. Aș vrea să concluzionez cu o mică, eu știu, observație. Am studiat un ghid care a fost redactat și elaborat la sfârșitul anului 2020 de Centrul Social pentru Cercetare Socială, un ghid în care s-a propus o evaluare a modului în care s-a desfășurat în această perioadă activitatea didactică universitară. Și astfel s-a distribuit un chestionar în rândul studenților în principalele universități din România. La acest chestionar au participat 3600 de studenți, dar au răspuns la întrebările incluse doar 2029 de studenți. Orașele și centrele universitare vizate au fost Bacău, Bistrița, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Galați, Iași, Oradea și așa mai departe. Ceea ce vreau să subliniez sau să evidențiez este faptul că acești studenți au răspuns la întrebările chestionarului și experiențele lor legate de învățământul online au fost, în urma evaluării cursurilor oferite, ei au spus că aceste cursuri sunt binevenite, dar un pic nefavorabile în comparație cu cele face-to-face. Cu toate acestea, aproximativ un sfert dintre respondenți participă mult mai des la cursuri, cursurile care se desfășoară în manieră online, decât cele care se desfășurau față în față. Printre alte aspecte pozitive menționate de studenți, se numără economia de timp și de bani ca urmare a încetării deplasării la universitate. De asemenea, programul flexibil, punctualitatea la cursuri, prezența mai mare la cursuri, posibilitatea înregistrărilor cu permisiunea unor cursuri și spun ei că sunt mult mai relaxați atunci când activitatea se desfășoară în manieră online. În acest context, spun că oferta serviciilor educaționale oferite de universități către studenți oarecum a fost limitată, iar comunicarea despre situația și planificarea activităților din universități trebuie îmbunătățită. Consider că observațiile din acest raport și în general din studiile oferite astăzi sugerează că ar trebui să răspundem mai mult nevoilor studenților și să găsim sursa sau calea prin care oferta de servicii educaționale să se îmbunătățească. În primul rând, să reușim să îmbunătățim comunicarea cu acesta printr-un program de învățare adaptat mediului online. Și, bineînțeles, din coarte de specificul învățării.
Vă mulțumesc! Da, stimată doamna profesor, mulțumim și noi. Într-adevăr, este nevoie în procesul educațional, universitar și general de această cibercultură, atât pentru profesor cât și pentru studenți sau elevi. Mulțumim foarte mult! Acum oferim cuvântul doamnei Ala Apopei, ex-inspector, inspectoratul școlar județean Iași, profesor de limba și literatura română și latină la Liceul Vasile Alexandrei din Iași. Poftiți, doamna profesor! Bună ziua! Mă bucur să fim împreună astăzi în cadrul acestui eveniment frumos. Eu vă salut chiar din liceul meu, de la Liceul Teoretic Vasile Alexandrei Iași. Am încercat să urmăresc și să fiu conectată la lucrările conferinței, făcând și ore între timp. Am să vă prezint din experiența pe viu a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care sunt lecțiile pandemiei. Imediat, ca să vă pot face și prezentarea, să vă arăt. O secundă. Așa. Da. Nu se vede? Se vede ceva? Da, se vede. Se vede prezentarea? Se vede. Se vede. Lecții învățate din experiența activităților online. Din martie anul trecut, iată că deja suntem în luna mai, un an și două luni, școala de pe întreg globul pământesc a fost afectată de criza aceasta pandemică, provocată de virusul pe care îl cunoaștem și nu aș vrea să-i mai rostesc numele. Ce s-a întâmplat în această perioadă în școlile noastre, în școlile, în mod special din județul Iași, dar eu am făcut raportarea concretă, însă sigur că aceste caracteristici cred că pot fi atribuite școlilor și din România și din Republica Moldova. Deci o nouă paradigmă a școlii s-a creat în această perioadă, pentru că orice criză are atât efecte negative, dar și consecințe, rezultate pozitive. Această nouă paradigmă a școlii se prezintă în schimbarea totală a modului de învățare, prin transferul activităților în mediul online, căci atât lecțiile, cât și consiliile profesorale și ședințele în catedrelor metodice, dar și activitățile extrașcolare, ședințele cu părinții, toate le-am organizat în această perioadă online. Trebuie să menționez că la noi în județul Iași, de fapt în municipiul Iași, săptămâna aceasta, adică de pe 10 de luni, a fost prima săptămână în care am revenit fizic la școală toți elevii, toate școlile. În județ au învățat pe scenariul verde și în luna martie, au mai fost și în februarie, în funcție de numărul de cazuri. Dar la Iași, concret, în municipiu, de-abia săptămâna aceasta. Deci pentru noi e o revenire cumva la viața școlară activă, la viața noastră normală. Pentru că din toamnă până pe 10 martie, am stat în online, am organizat activități de acasă. Sau profesorii au venit la școală și au organizat transmisii de lecții pentru elevii care au stat acasă. Etapa aceasta a pandemiei are mai multe subetape, le-aș spune, mai exact închiderea școlilor, introducerea învățământului hibrid, o jumătate de clasă în clasă, în spațiul de clasă, dar o jumătate în mediul de acasă și o ultimă etapă care a fost cea mai lungă pentru noi, învățarea în online, adică toți elevii acasă, profesorul fie acasă, fie la școală și conexiunea s-a făcut
doar prin dispozitivele electronice. Am avut un orar flexibil. Anul acesta, la mine la liceu, orarul a fost creat modular. Cei care au o oră pe săptămână, geografie, să zicem, educația antreprenorială, alte discipline, au făcut câte două ore, dar odată la două săptămâni. Deci am mers pe perechi de ore. Digitalizarea forțată a învățământului cu efecte benefice pentru infrastructura școlii. În județul Iași și în municipiul Iași, școlile arată foarte bine acum. Când veneam în Republica Moldova, mă întrebau colegii mei, n-a mai fost, trebuie să menționez, de pe 6 martie la Chișinău 2020, sper să revin cât de curând, pentru că mi-este foarte dor de oamenii de acolo, de dumneavoastră. Vă așteptăm și la institut. Da, poate că reușesc săptămâna viitoare să ajung la final de săptămână, să vedem ce se întâmplă cu cazurile epidemiologice. Mulțumesc foarte mult! Da, și voiam să vă spun că au fost foarte multe proiecte, antreprenori, comunitatea locală, părinții, autoritatea, primăria s-a implicat foarte mult. Inclusiv ministerul a reușit să facă prin proiectul ROSE dotări de dispozitive electronice pentru elevii care nu aveau aceste resurse, dar și pentru dotările școlilor. Și am să vă arăt o imagine dintr-o școală din Iași, se vede cum se organizează activitățile didactice. Profesorul parcă ar fi un coordonator de bord, are toate aceste ecrane cu elevi, ei organizează un concurs aici. Cam așa arată fiecare clasă din școlile municipiului Iași. Bine, aici au adunat mai multe ecrane din mai multe clase, dar fiecare clasă este dotată cu un ecran mare, cu internet, cu cameră video, astfel încât și acum elevii care nu au posibilitatea să vină la școală, și avem mulți elevi din Republica Moldova care nu au reușit să vină la școală și ei se conectează, pentru ei profesorul, prin conexiunea la aceste dispozitive, organizează lecțiile și sunt și ei prezenți la orele noastre. Am putut constata manageri proactivi care s-au luptat și au încercat să modernizeze școala, dar și profesori creativi care s-au format prin cursurile de formare. Pot să menționez că unul dintre aceste cursuri, adaptarea profesorilor la educația online, l-am organizat și eu cu profesori din județul Iași, chiar în perioada lunii aprilie, când am avut o vacanță prelungită noi, timp de o lună, dar consecința acestei vacanțe se pare că este benefică, astfel încât am putut să revenim cu toții la școală. Și la nivelul țării se așteaptă astăzi să se ia o decizie în sensul acesta de a reveni toți elevii la școală. Da, vă spuneam, profesori creativi care s-au format prin numeroase cursuri în utilizarea platformelor și aplicațiilor de învățare online, dar au și creat resurse și le-au integrat în procesul educațional. În primele luni ale anului 2020, în martie, aprilie, mai, am creat și noi, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași, chiar eu împreună cu o echipă, am fost autoarea a două ghiduri. Unul dintre ele se numește Școala altfel de acasă, pentru că de obicei în această perioadă de primăvară școlile din țară organizează săptămâna Școala altfel și s-a suprapus cu perioada pandemiei. Am venit cu recomandări, cu sugestii pentru organizarea activităților într-un mod sigur acasă împreună cu familia și bunicii. Iar cel de-al doilea ghid este dirigintele antrenor de zbor,
ghid de călătorie prin dirigenție. Le puteți accesa, sunt publice pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași, la activități extrașcolare. Și în cadrul acestui material am realizat așa foarte la cald un sondaj de opinii între elevii, profesorii și părinții din județul Iași. Sunt datele centralizate aici, vă spuneam, din perioada primelor luni de pandemie. Ce au simțit elevii? Care au fost opiniile lor? Că pot învăța oricând și de oriunde, că lecțiile online îi ajută să se vadă și să interacționeze cu profesorii și cu colegii, pentru că ruptura aceasta de școală bruscă a fost dramatică pentru noi toți, că gradul de oboseală însă este mai mare în programul de învățare online, că sunt noi reguli în clasa virtuală, a apărut și conceptul de clasă virtuală, că lecțiile sunt poate mai interactive, cu informații mai relevante și atractive prin utilizarea platformelor, că profesorii lor sunt creativi și că sunt mai apropiați de elevi, se interesează de ei, cum învață, cum se simt, și că responsabilitatea este mai mare în cadrul acestor activități și mai ales în ceea ce privește securitatea datelor personale. Profesorii au descoperit noi platforme de învățare și aici trebuie să mărturisim și să apreciem contribuția profesorilor din Republica Moldova, pentru că primele platforme centralizate le-am descoperit pe o pagină de Facebook, platforme educaționale online, și le-am aplicat la clase, transmițându-le și colegilor din țară și din județ. Că sunt necesare noi competențe pentru a ne putea desfășura activitatea și că aceste competențe se învață din mers, că trebuie să fim în pas cu elevii noștri, că potențialul elevilor introvertiți a fost pus în valoare în cadrul activităților online și că se pot organiza și activități extrașcolare în spațiul virtual. Părinții au înțeles și au învățat că trebuie să-și susțină mai mult copiii în noua formă de învățare, că lecțiile sunt deschise și că pot participa și ei la lecții, petrecându-se chiar în spațiul lor de acasă, că trebuie să aprecieze mai mult efortul profesorilor și multe alte lucruri pe care am să vă las pe dumneavoastră să le vedeți, da? Ca să nu rețin foarte mult din timp. Deci toate aceste aspecte le puteți găsi în Școala Altfel de Acasă. O altă activitate interesantă pe care am inițiat-o și am desfășurat-o timp de 4 luni și ne gândim chiar să o publicăm, a fost crearea unui jurnal în perioada aceasta, septembrie, chiar din prima zi de școală, decembrie 2020, intitulat Jurnalul Profesorului Român în vreme de pandemie. Am simțit nevoia să fim împreună, să comunicăm, să învățăm unii de la alții, să fim solidari, să ne susținem, să ne oferim suport moral, să ne împărtășim eșecurile și succesele, platformele pe care le descoperim, feedback-ul pe care îl putem avea și modul cum putem face evaluarea, pentru că, repet, din octombrie până în mai, noi am stat doar în activitate online. Elevii de clasa a 8-a și a 12-a, care au examene naționale de susținut la sfârșitul anului școlar, și elevii de ciclu primar, doar ei au mai revenit în funcție de scenariu la școală. Majoritatea am fost pe scenariul galben.
Au participat 12 profesori din județul Iași. Inițial m-am gândit doar la profesorii din liceul meu, de la Liceul Teoretic Vasile Alexandrii, dar ulterior mi-a venit ideea să implic și profesorii din județ, de la alte școli din Iași și din zonă. Și am apelat, i-am invitat și au fost foarte receptivi și profesorii din Chișinău, de la liceul nostru partener, Liceul Teoretic Vasile Alexandrii din Iași, din Chișinău și din raionul Sângerei. Numărul de profesori este 12, deci au scris o dată pe săptămână sau cu o frecvență mai mică. Numărul de pagini adunate este de 35 și e un material foarte, foarte interesant. L-am folosit pe aplicația Google Docs, adică fiecare poate intra și scrie acolo, cei care au acceptul și au linkul, iar ceilalți pot vizualiza tot ce au scris colegii din România și din Republica Moldova. Ne-am gândit că poate fi ca o eliberare, așa cum au fost celebrele jurnale pe care le cunoaștem, jurnalul de la Păltini, jurnalul Anei Frank sau jurnalul lui Mihail Sebastian. În vreme dificilă, în vreme de răstriște, cred că avem nevoia de a scrie, de a ne elibera prin cuvântul scris, de a mărturisi și altora ceea ce trăim. Practic este un document de istorie trăită, dar și o sursă de identificare a soluțiilor. Vă prezint câteva spicuiri din acest jurnal, foarte puține, cât permite timpul. Despre prima zi de școală, profesorii din Iași au scris: de 30 de ani aștept cu emoție această zi, cu speranță, cu dorința de a face mai mult și mai bine, de a experimenta, de a împărtăși. Astăzi însă, după o noapte neliniștită, îmi vine să mă întorc în casă și să renunț. Mă simt nepregătită. Deci așa începeam noi anul școlar la Iași, e mărturia unui profesor. Un coleg din Chișinău scrie că e un septembrie tăcut, cu un clopoțel a cărui limbă stridentă nu a mai scos acel sunet zglobiu care ne trezea mici fiori cândva. Scriu și despre temerile legate de desfășurarea orelor în sistemul hibrid, o inovație cu elemente absolut de noutate. În căutare de variante, de a-i aduce pe elevii de acasă în clasă și pentru a fi în siguranță toți, unde am desfășurat activitatea cu cealaltă jumătate de elevi, proiectându-i pe ecran. Și la începutul anului școlar nu aveam aceste dotări. De-abia acum, în semestrul al doilea, printr-o mobilizare mai mare și prin timpul care a fost necesar, vă spuneam că școlile din municipiul Iași beneficiază de aceste dotări. Fiecare clasă arată așa ca un laborator internautic. Despre tristețea elevilor mai scriu profesorii. Elevii intră cu fețele acoperite, puțin timorați, le explic reguli, îi încurajez, distribui manuale, stau triști în băncile lor, apăsați de povara anormalității. Asta a fost în primele săptămâni când veneau împărțiți pe grupe la școală. E o experimentare a unui alt tip de școală, ne spun colegii noștri. Prezintă școala prin tutoriale, prin formări online, prin platformele G Suite, WebEx, Adservio. Vorbesc despre magia Zoom, referindu-se la modul în care pot fi împărțiți pe grupe prin Breakout Room, da, aplicația de la Zoom. Despre consiliile profesorale, despre ședințele cu părinții pe Meet, despre colaborarea, cablarea școlii, dar și, din păcate, despre ferestrele închise ale elevilor care învață de acasă. Au apărut multe materiale, foarte multe ghiduri, vă spuneam, multe cursuri, unele dintre ele, adică chiar e un exces, nu sunt de calitate și se fac doar pentru diplome, din păcate.
Dar vreau să vă rețin atenția cu această carte pe care am primit-o de la colegii din Timișoara. Captivează-ți elevii în online mai ceva ca în clasă. A fost probabil nevoie, cu siguranță, nu probabil, de această resursă și vă recomand, este foarte, foarte utilă, cu foarte multe exemple concrete și bine, bine redactată pe principiile psihopedagogice. Dar aici e un parteneriat al profesorilor cu mediul antreprenorial. E Sell Education, ONG-ul din Timișoara. Așadar, ca să concluzionez, lecțiile învățate în perioada aceasta pentru profesori și pentru echipa de management a școlii ar putea fi acestea. Că școala a făcut un progres către educația modernă, adaptată nevoilor elevilor din generația nativilor digitali. Că este nevoie de reconfigurarea valorilor, a priorităților și a vieții în general. Că profesorii au avut și au curaj, că sunt optimiști, că au încredere și numai așa pot reuși, că sunt axați să caute și să găsească soluții la problemele care apar. Poate nu întotdeauna ajutați de cei care ar trebui să-i ajute, dar atunci când nu primesc acest ajutor, prin interacțiunea colegială, încearcă să se axeze pe soluții, să găsească individual rezolvare la problemele care apar. Și în colaborarea cu elevii, pentru că învățarea online se face și tipul acesta nou, să nu credeți că sunt întru totul adepta învățării online, am și spus că învățarea online prelungită devine dăunătoare și noi am experimentat lucrul acesta timp de 6 luni, pentru că nu mai poți să-i ții pe elevi doar în online, e un surogat, nu e o învățare reală, dar pentru soluții excepționale și pe termen scurt este benefică. Spuneam că am învățat și de la elevi, pentru că învățarea se face doar în comunități de învățare împreună. Se face mult mai ușor și mult mai bine. Am învățat de la elevii noștri cum să accesăm platformele, deci ei au devenit, cum suntem și noi, facilitatori ai învățării noastre, a profesorilor, pe aceste platforme educaționale. Da. Și închei cu un citat care e potrivit pentru acest context, pentru tema pe care v-am prezentat-o, din Paulo Coelho, că lecțiile vin întotdeauna când ești pregătit, chiar dacă noi nu am conștientizat acest lucru, eram pregătiți pentru ele, iar dacă vei fi atent la semne, vei afla mereu ce-ți trebuie pentru pasul următor. Bine, vă mulțumim foarte mult, doamna profesor, într-adevăr o experiență extraordinar de interesantă și cred că neapărat vom accesa și noi să luăm și noi din experiența dumneavoastră. Mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc! Vă așteptăm la institut și credem când se mai ameliorează situația aceasta, venim și noi în ospeție la dumneavoastră. Sigur, mulțumim, sigur, vă așteptăm. Vă rog să transmiteți salutările noastre tuturor colegilor de la inspectorat și de la Casa Corpului Didactic. Cu mulțumim. Siguranță. Da. Stimați colegi, acum oferim cuvântul doamnei Oxana Palade, doctor conferențiar universitar de la institutul nostru, director adjunct, care încheie sesiunea de comunicări în plen și după, începând cu ora 13, va urma comunicarea în secțiune. Stimată doamna Palade, vă rugăm. Microfonul, vă rog, deschideți microfonul. Așa? Se aude, se aude. Se aude, se și vede prezentarea?
Așa e, da. Mulțumesc frumos, stimate domnule Vicol, pentru faptul că mi-ați spus că nu sunt auzită. În continuare voi prezenta comunicarea cu tema activitatea psihologului în învățământul general, realități și perspective. Mă voi strădui să fiu succintă, pentru că am depășit deja programul simpozionului. Menționez faptul că în Republica Moldova, începând cu anul 1990, au început să fie întreprinse deja primele acțiuni cu privire la asigurarea activității psihologice în sistemul educațional și actualmente, după o perioadă chiar destul de îndelungată, de peste 30 de ani, exercitarea profesiei de psiholog în Republica Moldova nu este reglementată de acte normative concrete și suficiente. La acest capitol este relevant să menționăm importanța cadrului juridic al raporturilor privind proiectarea, organizarea, funcționarea și dezvoltarea sistemului de educație din Republica Moldova, care este stabilit de Codul Educației, un document foarte important pentru toți actorii educaționali. Aici, în conformitate cu prevederile articolului 5, misiunea educației, care este satisfacerea cerințelor educaționale ale individului și ale societății, dezvoltarea potențialului uman pentru a asigura calitatea vieții, creșterea durabilă a economiei și bunăstarea poporului, dezvoltarea culturii naționale și altele, menționez faptul că de această misiune a educației sunt responsabili în mare parte psihologii din sistemul educațional. Conform articolului 53 al aceluiași cod, personalul din învățământul general, fiind constituit din personal de conducere, didactic, didactic auxiliar și nedidactic, menționăm că, conform acestui articol, funcția de psiholog este considerată funcție didactică. Această situație nu este acceptată, evident că de toți psihologii, de unii psihologi din sistem, dar la moment alte oportunități nu se conturează. Menționăm că un vădit impediment pentru dezvoltarea cu succes a psihologiei educaționale în țara noastră este și faptul că nu dispunem de o lege cu privire la exercitarea profesiei de psiholog. Pe parcursul a mai multor ani, după 1990, au fost întreprinse multe acțiuni. Cele mai proaspete sunt în 2009, în 2015, apoi în anul 2018 și respectiv în anul trecut, 2020, au fost făcute unele încercări cu privire la elaborarea actului normativ, adică elaborarea legii cu privire la exercitarea profesiei de psiholog, dar din anumite cauze nici acest proiect nu a fost finalizat, care ziceam că a fost început în anul 2020. Printre condițiile care au impus elaborarea proiectului de lege privind exercitarea profesiei de psiholog, elaborat în 2020, sunt indicate următoarele. Domeniul activității psihologice devine tot mai important. În mod deosebit, necesitatea reglementării juridice a activității de psiholog a fost accentuată în perioada stării de pandemie. Zilnic, tot mai multe persoane necesită asistență psihologică și cu regret sunt foarte frecvente cazurile când serviciile psihologice sunt oferite de către persoane necalificate și chiar în condiții necorespunzătoare. Activitatea psihologică presupune și respectarea principiilor de bază, pregătire în psihologie conform standardelor universitare. Ținând cont de importanța activității psihologice în sporirea calității vieții cetățenilor prin intervenție în toate etapele existenței unui individ, devine absolut necesar ca acest domeniu să beneficieze de atenție sporită din partea statului. Este importantă conștientizarea din partea tuturor cetățenilor a importanței și a impactului factorilor psihici asupra vieții. Deci, actualmente, Sistemul Național de Prestare a Serviciilor Psihologice se confruntă, cunoaștem că, cu deficiențe majore, lipsă de standarde, salarizarea psihologilor la cel mai jos nivel, lipsa unui organ de reglementare a activității de psiholog. Soluționarea acestor probleme, dar și a altor ce se propun a fi rezolvate, constituie o
condiție esențială pentru asigurarea calității prestării serviciilor psihologice. În același context, evidențiem că în Republica Moldova, până la momentul de față, nu există o asociație a psihologilor care să fie funcțională pentru întreaga comunitate de psihologi și să reprezinte interesele acestora, similar experiențelor internaționale, spre exemplu, similar experienței României, Canadei, Finlandei, care se bucură de mare succes. În anul trecut, în cadrul proiectului Bazele teoretice și metodologice de asigurare a activității psihologice în sistemul educațional, am elaborat o lucrare la care ținem foarte mult și se numește Politici naționale și internaționale de asigurare a activității psihologice în sistemul de învățământ general, în care sunt incluse toate aceste experiențe cu privire la activitatea psihologului și observăm că Asociația Psihologilor este prezentă în aproape în fiecare țară din cele pe care le-am studiat. Menționăm că este necesară crearea unei astfel de organizații profesionale care va reprezenta profesia de psiholog în raport cu autoritățile naționale și internaționale, va reprezenta interesele acestora, va institui standarde de calitate a serviciilor psihologice și va asigura numai decât dezvoltarea profesională a psihologilor. Formarea profesională inițială a psihologului din sistemul educațional este un alt aspect care necesită actualmente o atenție deosebită. Menționăm că în Republica Moldova, actualmente, formarea specialiștilor în psihologie se realizează prin studii de licență, de masterat, în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate. Propun atenției aici un tabel în care observăm că această formare are loc în Universitatea de Stat de Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bălți și Universitatea Liberă Internațională de Moldova. Observăm aici că specialitatea licență este în aceste instituții de învățământ superior și mai apoi avem și niște masterate specializate. Observăm că când vorbim despre masterate este predominant, să zic eu, aspectul ăsta psihologie judiciară, după care este valorificat domeniul psihologie clinică în mai multe instituții din care le vedeți aici. Și este foarte important să punem accent pe faptul că de ce avem nevoie de psihologi în sistemul educațional în aceste specializări este puțin nominalizat. Deci este nevoie ca să fie și specialități de masterat în cadrul instituțiilor cu privire nemijlocit la psihologia educațională. Astfel, considerăm că actualmente o condiție esențială pentru asigurarea activității psihologice de calitate în sistemul educațional este și dezvoltarea unui program eficient de formare profesională inițială. Dacă e să ne referim în linii generale la instituțiile responsabile de coordonare și monitorizare a activității psihologice în învățământul general din Republica Moldova, observăm că la trei niveluri sunt importante instituții. În primul rând, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării împreună cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, după care la nivel de importanță, cu un nivel mare de importanță sunt organele locale de specialitate în domeniul învățământului și serviciile municipale raionale de asistență psihopedagogică, după care la nivel local este important psihologul din fiecare instituție de învățământ. Modul de organizare și desfășurare a activității psihologice în instituțiile de învățământ general actualmente este stabilit de reperile metodologice privind activitatea psihologului în instituțiile de învățământ general, care a fost aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în anul 2018. Aici sunt reglementate, sunt menționate toate dimensiunile, ceea ce relevă scopul activității psihologului școlar și care sunt obiectivele activității de muncă a psihologului școlar. Nu mă voi opri la ele. În cele ce urmează, menționăm că activitatea psihologului în general, în sistemul educațional, evident că include
câteva direcții de activitate și acestea sunt activitatea de prevenție și profilaxie, activitatea de evaluare psihologică, psihodiagnoză, activitatea de intervenție psihologică, ceea ce presupune și consiliere psihologică și activități de dezvoltare personală. Și din aceste direcții enumerate observăm că psihologul trebuie să fie, să posede competențe înalte și să fie competent în ceea ce face pentru toate aceste direcții de activitate enumerate. Am schițat aici structura procesului de, am aranjat în slide structura procesului de asistență psihologică intrainstituțională din Republica Moldova și este vizibil faptul că în cadrul sistemului există un mecanism care nu poate fi nici de cum rupt. Toate structurile sunt într-o coeziune strânsă. Dacă e să mă refer la unii indicatori statistici, aveți aici un tabel în care sunt prezentate datele pentru perioada anilor 2014-2019, în care observăm că sunt 35 de servicii raionale municipale de asistență psihopedagogică, numărul de specialiști în cadrul acestor servicii de asistență psihopedagogică începând cu anul 2014 sunt în creștere, și anume, dacă în 2014 au fost 188 de specialiști, observați că în 2019 deja activau 238 de specialiști. Menționăm că numărul de centre de resurse pentru educația inclusivă în instituțiile de învățământ, la fel, numărul lor este în creștere începând cu anul 2014 până în prezent. Și observăm că este fluctuant numărul de psihologi din instituțiile de învățământ general. În cadrul sectorul a fost făcută o analiză amplă a ceea ce se întâmplă cu privire la activitatea psihologului în sistemul de învățământ în anul 2020, în cadrul aceluiași proiect pe care l-am numit deja, și am determinat că în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova activează actualmente, după anul 2020, circa 430 de psihologi. Și vreau să fac aici o remarcă, raportând numărul total de specialiști psihologi din sistem la numărul de 1200 de instituții de învățământ primar și secundar general din țară, în care studiază circa 321.375 copii, dintre care 9.446 sunt copii cu cerințe educaționale speciale, putem concluziona că există o necesitate stringentă de dezvoltare și consolidare a serviciului psihologic la nivel instituțional. Aici am schițat o concluzie și subliniem că provocările și condițiile enumerate ghidează în conturarea perspectivelor necesare pentru asigurarea activității psihologice eficiente în sistemul de învățământ general. Acestea relevează în primul rând necesitatea elaborării legislației naționale cu privire la exercitarea profesiei de psiholog, îmbunătățirea activității psihologice la nivel de sistem educațional și numai decât formarea profesională inițială și continuă de calitate a psihologilor. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Da, vă mulțumim și noi, doamna profesor. Într-adevăr, este o problemă în sistemul nostru de învățământ general, asigurarea cu psihologică, și cred că proiectul dumneavoastră va rezolva această problemă prin elaborarea programelor, metodologiilor, prin formarea continuă a psihologilor. Deci avem de lucru foarte mult împreună să ajutăm școala și copiii. Stimați colegi, ar fi trebuit să vină cu discursuri la ședința Lent și doamna Ludmila Franțuzan și doamna Leona Panaș și doamna Leona Paniș, însă timpul nu ne mai permite, astfel că le rugăm cu respect să prezinte aceste discursuri în ședințele pe secțiuni, care vor demara începând cu ora 13 până la ora
15. Link-urile sunt pentru fiecare secțiune, sunt în programul pe care noi l-am plasat pe site. Astfel că vă dorim succes pe secțiuni și ne revedem la ora 13. Acum vă rugăm să serviți cafeaua tare care ne ține în mișcare. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim! La revedere, mulțumim! La revedere!